Petrecerea asta la piscină e o idee grozavă! Uite-l pe Matthew! Vreme mișto și oameni mișto! Ce băutură delicioasă! Îl voi saluta! Asta o să fie specială! Asta e poțiunea mea magică! Va schimba totul! Sper să-i placă! Pot să fac asta? Mi s-a uscat gura! O să iau rapid o gură de suc! Are un gust și mai bun! Stai puțin! Mă simt diferit! Ce? Ce se întâmplă? Nu mi-am inteles să fi avut coadă! Opa! Ce? Ce se întâmplă? E atât de ciudat! Ai văzut asta? Oh, Mindy are probleme! Nu-ți face griji! M-am antrenat pentru acest moment! Am folosit cada mamei mele! Unde este? Stai! Acolo! Te-am prins! Ești în siguranță acum! E un pește! Nu vezi așa ceva în fiecare zi! Ce dubios! Am șters-o de aici! Matthew, așteaptă! Acum ce mă fac? E atât de jenant! Mai bine mi-o suc coada! Credeam că e fermecător să fii sirena! Adică nici măcar nu am un homar vorbitor! Oh, ia uite! Am picioare! Iu, ce ușurare! Dar ce fac în privința lui Matthew? Huh? Ce e? E Matthew! Postează ceva! Stai puțin! E petrecerea școlii! Am uitat de ea! Asta e șansa mea! Trebuie să mă pregătesc! Dar ce voi purta? Să vedem! Astea nu prea spun petrecăreață! Trebuie să am altceva! Nu, asta nu merge! Pas! Dar am vreo haină frumoasă! Haide, măi! M-apucă disperarea! Situația devine enervantă! Stai! Ce-i ăsta? Vechiul meu dres roz! Îl pot folosi! Îl voi transforma într-o ținută drăguță! Voi face mici tăieturi pe picior! Trebuie să mă concentrez! O singură mișcare greșită și l-am distrus! Până acum totul e ok! Voi tăia această parte! Perfect! Wow! Arată uimitor! Dar poate să arate și mai bine! Voi băga materialul sub următoarea bucată! E ca și cum ai face o împletitură! Voi face asta pe toată mâneca! Apoi voi lua ultima bucată de material și mi-o voi băga pe deget! Wow! Este atât de chic! Merge bine cu acești blugi! Îmi place foarte mult! Oh, nu! Am nevoie de machiaj! Putea să iasă un dezastru! Trebuie să mă grăbesc! Nu vreau să pierd timpul! Voi începe cu fardul de obraz! El o să-mi contureze pomeții! Vor ieși cu adevărat în evidență? Cred că ajunge! Urmează rujul! Oh, îmi place această nuanță! Mi se potrivește! Poate că lui Matthew va plăcea! Sper că da! Mua, arată bine! Vreau un aspect dramatic, așa că voi alege un far de ochi roz aprins! Se va potrivi cu bluza mea! Îl aplic rapid pe pleoape! Cum arată? Wow! E exact ce-mi doream! Asta-i tot? Oh-oh! Trebuie să fac ceva cu părul meu! Oh, știu! Pot folosi această hârtie creponată! O voi tăia în bucăți, apoi le voi pune în boluri cu apă caldă! Acum le voi amesteca! Colorantul va vopsi apa! Ia uite! Ce culoare vibrantă! Cred că e timpul! O să-mi strâng părul, apoi îl voi înmuia în castron! O să-mi coloreze părul! Cine are nevoie de un salon de lux? Să vedem! Wow! A ieșit mai bine decât îmi imaginam! Cred că e timpul să plec! Nu vreau să întârzi! Să nu uit invitația! Să petrecem! Wow! Ia uite! Ce mișto e! Uite ce mișcare am! Cine poate face asta? Matthew e deja aici! Matthew, bună! Trebuie să vorbesc cu tine! Scuze, Mindy! Nu, nu acum! Te rog, nu! Nu din nou! De ce a trebuit să se întâmple asta? Auleu! Ce naiba? Vezi asta? Nu se poate! Nu vine să cred! Nu vă uitați la mine! E super tare! Wow! Ești o sirenă! Mindy, ești bine? Stai să te ajut să te ridici! Oh, Matthew! Wow! E atât de romantic! Așa se pare! Vrei să dansăm? Mi-ai citit gândurile!
Uf, cred că asta e tot. Oricum, am treabă. Pe data viitoare. De ce nu se trage apa? Alo? Haide, de ce nu vrei să te duci? Ce? Wow! Unde mă aflu? Sunt sub apă? Și ăștia sunt solzi? Wow! Am și notătoare! Sunt atât de frumoase! Nu-mi vine să cred! Chiar e liniște aici jos! Ce de lucruri interesante! Opa! Ce-i asta? Ce tare! La ce te uiți? Hei! Hei! Chestia aia se mișcă? Ha? Bună! Bună! Ajutor! Nu fi supărată! Serios? Sunt doar prietenul tău! Ok, să zicem! Bun atunci! Deci, cred că sunt o sirenă! Nu-i așa? Aproximativ! Uite! Acnea mea a scăpat de sub control! Nicio problemă! Te ajut eu! Ești gata pentru puțină magie? Iubesc magia? Mă bag! Bun! Să mă gândesc! Zona ta te are nevoie de îngrijire! Și ochelarii ăia? Zâmbește! Știu! Nu te mișca! Clești, idioți! N-am dexteritate! Ce mă fac acum? Nu-ți face griji, mă ocup eu! Degetele mele pot face treaba! Gata! Wow, s-o facem! N-am terminat încă! Așa! Da, continuă! Pielea mea arată mai bine acum? Mult mai bine! Wow! E pentru tine! Ce drăguț! Cum mă? E pentru gât! Așa? Super drăguț! Bună idee! Știu! M-am săturat de tipul ăsta! Salută, perățușcă! Aha! Wow! Ce e? Părul tău! E timpul pentru o schimbare! Ce-au codițele mele? Nu sunt demne de o sirenă, dar putem rezolva asta! Ia uite! Wow! Păr drăguț? Sub așteptări! Să încercăm din nou! Nu pare ok! Poți să-l schimbi? Sigur! Ups! Lasă asta! Mă ocup eu! Ușor! Sunt atașate, știi? Ta-da! Deci? Da, cred că ăsta e! Îmi plac culorile haioase! Și ce de sclipici! Mersi, îmi place! Sigur, dar mai trebuie ceva! O tunsoare? Nu! Da! Răspunsul la rugăciunile noastre pentru păr! E nevoie doar de puțină tehnică! Deja arată mai bine! Nici măcar nu se vede că e o șosetă! Ok, o treabă bine făcută! Serios? Nu prea arăta sirenă? Ai răbdare, o să merite! Bine! Da, sunt mica sirenă! Ia asta drept semn al prieteniei noastre! Fii una cu valurile! Woohoo! Sunt o sirenă? Mișcările astea de dans sunt geniale! Dar e timpul să-ți desfaci părul! Bine! Scoate-ți șosetele alea! Am emoții! Wow! Super multe bucle! Da, am meritat așteptarea! Ești aproape o sirenă acum! Deci, am ratat ceva? Am rezolvat părul... Dar ochelarii ăia... Știu! Pot?
Hei, am nevoie de ea! Nu mai văd nimic acum! Stai așa, mă ocup eu! Vei vedea totul mai clar acum! Aww. Wow! E o senzație minunată! Nici nu mi-e dor de ochelarii mei! Mulțumesc! Wow! Mai am ceva! Doar pentru tine! Serios? Wow! E frumoasă! Mersi mult! Ce e înăuntru? Sunt bijuterii pentru urechi? Sper să mi se potrivească! Perfecțiune! Ești o adevărată sirenă acum! Serios? Mulțumesc mult! Dragoste oceanică! Mua, mua, mua. Să nu-ți cu plăcere! Pa, pa! Woohoo! O să-mi lipsească fata aia! Mă plictisesc de moarte! Ăla e un 4? Mă dau bătută! Cum de Naomi e atât de ocupată? Apa aia mă cheamă! Oh, încep! Ce e? Cred că a intrat o insectă în apa ta! Serios? O insectă? Am pus-o să facă exact ce voiam! Continuă să te uiți! Vezi ceva acum? Ce? De ce miroase ocean? Și uite ce înotătoare superbe! Wow! Pământul către Naomi! Ți-a plăcut să înnoți? Mă rog, oricum a fost o glumă proastă! Ha? Ce sunt astea? Scoici? Erau în cutia asta? Chiar e drăguță! Bună! Ce ai acolo? Oh, nimic! Vrei asta? Nea! Ai niște bani? Nu știu! Nu cred, îmi pare rău! Ce trist! Papi, ia asta! Nu, mersi! Pa, pa! Ciudată, fată! Foarte ciudată! Ce sunt toate astea? Și ale cui sunt? Ce naiba? Scârbos! Bleac! Mă rog, sunt numai gunoaie! Dar stai! Ce sunt astea? Cred că le pot folosi! Poate fac niște notătoare noi? Să începem! Pot coase chestiile astea! Voi avea nevoie de mult mai multe totuși! A doua paietă vine imediat! Uite ce pot face astea! Uite cum strălucesc! E timpul să le probez! Arată ca niște notătoare, nu-i așa? Ca o sirenă adevărată! Dar ținuta nu e încă gata! E timpul să facem niște îmbunătățiri! Ne salvează lipiciul sclipitor! Și acest albastru este perfect! Aproape am terminat! Arată deja ca niște notătoare! Pentru că se simt ca niște notătoare! Bravo, pistolule de lipit! Aia e o altă gaură? Ce jenant! Sirenele nu poartă haine rupte! Uită-te la acel tul! M-a lovit inspirația! Să înceapă creația! Ta-dam! Astea chiar par de sirenă? Și nu au găuri? Mă simt ca o prințesă sirenă! Mi se potrivește de minune! Dar ar fi mai bine să-mi las părul liber! Așa da! Șuvițele lungi și fluide sunt ideale pentru o sirenă! Mi s-a încălcit părul! Bună, Naomi! Sunt, Da, intru! E foarte frumos aici! Sau poate că nu! Scuze! Ce-ai cu părul ăsta, scumpo? Este un stil interesant! Dar ți-a rămas ceva în păr. Păi, da, e un desastru, ok? Pieptenul meu stupid. Am înțeles. Lasă-mă să te ajut. Oh, nu, orice, dar nu asta. Ia chestia aia de lângă mine. Ce umedă e. Mai am. Bine. Wow, frumos. Serios? Wow, ce neted e! Nu-mi vine să cred! Știu! Urmează machiajul, partea mea preferată! Uită-te la culorile astea!
să le folosim pe toate! Ești pregătită? Ce? Oh, nu! Ar fi fost frumos să mă avertizezi! Wow! Ce look magic! Perlele, sclipiciul, superb! Mulțumesc! Ha? Oh, sigur, nicio problemă! Ok, pa, pa! Pa! Vreau să mă uit mai bine! Wow, îmi place mult! Stai! Vreau o agrafă de păr mișto! Nu e corect, coafiura mea e simplă fără ea! Ce-i asta? Ador această culoare! Brusc, situația se îmbunătățește! Wow, farfeca asta e ascuțită! Perle! Nu mă mai satur de ele! Și uite așa, părul meu este fabulos! Îți vine să crezi? Super sirenă! Acest look chiar a ieșit bine! Din cap până picioare! Înnotătoare! Acum am nevoie de nisip și de valuri! Frumos! Vă prezint pe noua și îmbunătățita Naomi! Briza asta e superbă! Nimic nu se compară cu statul lângă apă! Atât de mult nisip! Cred că văd ceva! Ce cauți acolo? Și fără picioare? Săraca de tine! Trebuie să-ți găsim picioarele! E inacceptabil! Scoicile ar trebui să fie bune! Hei, suntem la plajă, nu? Lipiciul va fixa totul! Mult lipici, adică! Deci, ce părere ai, Barbie? Puțin sclipici, poate? Clar adaugă un pic de magie! Nici măcar nu se mai văd scoicile! De fapt, sunt cam invidioasă! Uite ce minunăție strălucitoare! Ia bine, acasă cu mine! Ce norocoasă ești că te-am găsit, nu? Suntem prietenele sirene! Oare ești rezistentă la apă? O, nu! Asta nu merge! Strici tot look-ul! Efectiv, nu pot să curăț tot! O, nu! M-am lăsat puțin dusă de val! De ce am făcut asta? Ha? Ce naiba e asta? Nu e cea mai confortabilă pernă, dar ne poate fi de folos! Așa! Arăți ca scoasă din cutie! Wow, mă pricep! Cred că îmi place mai mult coada asta! Uite cum se reflectă lumina, vezi? Super! Te iubesc, Barbie! Dar nu-mi place pământul ăsta! Ce e cu mizeria asta? O să te curăț eu, nu-ți face griji! În curând vei avea șuvițe strălucitoare! E o grămadă de pământ! Ia uite! Pieptănatul nu e suficient! E timpul pentru baie! Întinde-te și relaxează-te! O să te curăți bine! Îți place spuma, nu? E frumos să fii de ajutor! Doamne, apa asta-i tulbure! Super multă mizerie! O să fiu vreodată curată? Nu pot salva părul ăla! N-o să te doară deloc, vezi? Sper că-ți place rozul, pentru că am o grămadă! Părul ăsta nu mai e murdar! Acum arată mult mai bine! Și nici un pic de mizerie! Cu plăcere! Ha? Ce e? Ia, mai spune-mi o dată! Oh, am înțeles! Pielea ta e încă murdară, nu? Se pare că n-am terminat! Ține-te bine! Cred că e nevoie de o exfoliere! Și puțină hidratare nu strică! Un strop face minuni! Poftim! E plăcut, nu-i așa? Am o mască de față micuță pentru tine! Bine! 3, 2, 1, gata! Wow! Chiar strălucești, scumpo! Dar stai, ne trebuie un detaliu drăguț sau două. Sau poate 9 sau 10. Super, nu? Îmi place la nebunie.
în sfârșit ești tu însăți. Aveai nevoie de o baie bună. Și de un pic de strălucire, bineînțeles. Magie de sirenă, aș spune. Mă bucur că te-am putut ajuta. Te iubesc, Barbie! De ce să cumperi bijuterii noi când poți să le faci singură? Pur și simplu nu mă satur de roz! Iar când vine vorba de forme, inimioarele sunt cele mai prețioase! Așa! E mereu mai bine să ai două în loc de una! Acum am nevoie de rășină epoxidică! Nu-i bai! O să adaug și sclipici! Și câteva mărgeluțe superbe! Cât de adorabil arată! Superb! Și e unicat, ca mine! Wow! O sirenă adevărată? Nu-mi vine să cred! Bună! Bună! Vino mai aproape! Eu? Dar am coadă, vezi? Corect! Vezi asta? Încearcă să-l prinzi, bine? Wow! E pur și simplu divin! Mersi! Cu plăcere! E uimitor! Ochii mei! Unde a dispărut? Ce s-a întâmplat? E în apă? Hei, peștișorule! Nu! Claire? Tu erai! Ce mult mă bucur! Și aici merg la școală! Salutare! Ok, stați la rând! O, Doamne! Îmi dai un autograf? Te rog! Wow! Hei, aici sunt, mă vezi? Stați! Nu mai pot să gândesc! Opriți-vă! Dați-vă la o parte! Stai, am o idee! Fiți atenți! Vezi acest model printat? Folosește sârmă flexibilă ca să imiți forma! Așa! Arată super! După ce ai făcut două, adaugă ce culori dorești în două pahare cu rășină epoxidică! Super! Folosește un băț pentru a umple forma! Așa! Apoi, pune culoarea perlată aici! Întinde-o bine! Apoi desenează un cerc, așa! Seamănă un pic cu un soare! Adorabil! Iar pe partea asta desenează o mică semilună! Un lac de unghii va proteja desenul! Perfect! S-au pustat! Uite cum arată! Scuzați-mă, pardon! Mersi! Cu plăcere! Wow! Ce drăguț e! Știu! Îmi place foarte mult! Hei, se potrivesc! Hei, hei! Nu-mi bruscați cea mai bună prietenă! Hei, ne completăm reciproc! Ești inul yang-ului meu! Ura! Abia aștept! Încă puțin! Suntem libere! Stai puțin! Da? Am gustări! Poftim! Mulțumesc! Merg perfect cu un pic de divertisment! Hei! Uite ce anunț! Wow! Cumpără-l acum! Pica, pica! Bun! La atac! E bună, nu-i așa? O, da! E delicioasă! Mi-aș dori să am mâini mai mari! Ce bună e! Ai și lingură, să știi! Lingură? Ce jenant! Acum ia niște înghețată! Serios? Și cum o bag în gură? Ce complicat e! Aproape am reușit! E distractiv, oarecum! Foarte frumos! Ce-i ăla? E un breloc cu Pokémon? Wow! Super! Vreau să profit de ofertă! Da? E super drăguț, nu-i așa? Cumpără-ți acum un breloc! Sună acum! Sau dă-ne un mesaj! N-am așa mulți bani! Da, nici eu! Stai! Am o idee! Am nevoie doar de lingura asta! Vezi bucățile astea de lut? Amestecă-le pe toate! Acum, pune-l deasupra unei linguri!
folosește altă lingură pentru a le aplatiza. Perfect! Acum urmează partea distractivă. Mulți clipilici. Razele ultraviolete îl usucă. Gata! Apoi, dă-l jos de pe lingură. Ce drăguț e! Wow! Acum am propriul meu breloc! Prinde-l de rucsacul meu, te rog! Aha! Poftim! Și n-a costat absolut nimic! Știu! Uite ce bine arată! Ești cea mai bună prietenă sirena din toate timpurile! S-a topit! E supă de înghețată! Mama a plecat o oră întreagă! Repede! Ce să probez prima dată? Nu știu! Ce confortabil e! Hei! Ce roche de oameni mari! Mama are cele mai frumoase bijuterii! Care e cea mai strălucitoare? Wow! Ce frumos e! Gata! Stai! Unde au dispărut toate? Hei, nu! Pe astea le cauți? Ai furat toate bijuteriile! Dă-mi și mie! Dacă trebuie, pot să iau accesoriul ăsta de păr. Și asta. Ok! Poftim! Ești fericită? Și inelul? Îl vreau! Serios? Dar îmi place cel mai mult! Nu, nu plânge! Nu mă pot abține! Stai să mă gândesc la ceva! Mama are niște lucruri interesante pe aici! Nu trebuie să folosim doar cutia cu bijuterii! Pune o bucată de scotch transparent pe capacul unei oje! După ce l-ai lipit, acoperă-l cu lac de unghii transparent! Apoi, lipește deasupra o bucată de hârtie interesantă! Înfășoară-o! Apoi mai adaugă niște lac de unghii! Nu uita! Folosește lac transparent! Apoi dezlipește-l! După ce s-a uscat, șlefuiește marginile! Așa! Acum are marginile finisate! Voilà! Un inel complet unic! Și e numai al tău! E minunat! Wow! N-ai terminat? Tare, nu-i așa? Și am folosit modele diferite! Și mai am încă unul pentru tine! Și asta e foarte interesant! E cea mai bună, Claire! Bun, sunt gata! Mă pricep la pescuit! Hei, cred că am prins ceva! Wow! Ți-am spus eu! Mă pricep! Da, acum e rândul meu! Bun, mă simt norocoasă! Simt ceva! Vezi? E un... Ce chestie asta? Nu degeaba era aruncat la gunoi! Hei! Gata! Nu! Ups! Nu trebuia să fac asta! Ce se întâmplă acolo sus? Ia să vedem! Hei! Asta pare valoroasă! Wow! Sunteți geloase? E numai a mea! Pa! Nu intra în panică, ok? Hai să-ți găsim altceva! Asta, de exemplu! O sticlă veche? Nu! Îmi pare rău! Hei, tu! Știu! Ce e? O să creezi ceva special, ok? Super! Mai întâi, dai sticla cu un cutter. Aici și aici. Apoi folosește o farfecă pentru a tăia restul. Voilà! Și în cealaltă parte. Acum poți să o întinzi la orizontală. Folosește o riglă pentru a trasa două linii drepte. După ce ai făcut asta, tai-o așa. Îndoai-o așa și rotunjește-i colțurile. Apoi găurește-o cu un perforator. Acum acoperă toată banda de plastic cu scotch. Nici măcar nu se vede. Perfect, vezi? Acum trebuie să conectez capetele. Înfășoară cu grijă panglica în jurul benzii.
Continua până când e acoperită complet. Trebuie să ai răbdare, dar va arăta super! Nu acoperi gaura din capăt. Bagă prin ea niște elastice și folenot. Întoarce-o și lipește-i niște decorațiuni. Eu folosesc scoici. E drăguță, nu-i așa? Mm-hmm. E gata! Wow! Poftim! E a ta! Oh, lasă-mă să o probez! Wow! Mulțumesc! Sunt expertă în artizanat! Hei! Încă-mi poartă tiara! Și dansează îngrozitor! Hei! N-o să ți-o dau niciodată înapoi! Bine că fugi! Stai! Ce zi îngrozitoare! Cum am putut lua minus 10? Mă dau bătută! E mult mai distractiv sub apă! Nu ești de acord? Viața de sirenă e genială, nu-i așa? 5 ori 20? Știu! Mă pricep la matematică! Bună! Sper că e sala corectă! M-aș putea așeza aici! Bună! Unde sunt creioanele mele? Wow, ce solzi are! Wow! Trebuie să o vrăjesc! Deci, ce faci, scumpo? Cu mine vorbești? Bună! Aoleu! Nu te apropia! Poftim! Ai grijă cu ăla! Ce nepoliticos! N-arăt chiar așa rău, nu? Ce coșuri idiote! Și dinții ăștia! Normal că se teme de mine! Am nevoie de puțin ajutor! Alo? Da, imediat! Mulțumesc! Și acum aștept! Bună ziua! Am o livrare! Bună! Sper că e pentru mine! Poftim! Zi frumoasă! La revedere! Pa! Sunt toate aici? Wow! Un aparat pentru albit dinții! Dar mai întâi, pasta de dinți! Și am nevoie de cât mai multă! Trebuie doar să-l mușc! Ok! Oh! Phew! E mentolată! Arată mai bine? Wow! Sunt sclipitori! Acum e timpul să-mi tratez tenul! Sper să omoare coșurile astea! Să începem petrecerea! Mă gâdilă! Freacă bine! Încep să mă simt bine! Așa! Oh! Să nu uit de nas! Deci, a funcționat! Toate astea au ieșit din fața mea? Chestia asta pătrunde adânc și nu și-a terminat treaba! Ce multă mizerie! Dar important e cum arăt! Ochelarii ăștia nu sunt ce trebuie! Ce-a pățit? Stai, e aceeași fată? Bună! Oh, wow! Îți place ce vezi? Să știi că ăsta e din aur adevărat! Ce zi minunată! Poftim? Cu cine vorbește David? Ce drăguță e! N-o să fiu niciodată la fel de frumoasă ca sirenele populare! Oare produsele mele de machiaj sunt ce trebuie? Am nevoie de ceva colorat! Poate că trebuie să gândesc atipic! Ciorapii tiplasă sunt soluția! Sunt super pregătită pentru schimbarea asta! Îmi încape capul în ei? Am reușit! Am nevoie de un strop de culoare! Folosesc ciorapii tip plasă drept șablon! Trebuie doar să apăs pensula peste ei! Trebuie să-mi acopăr pomeții! Apoi adaug încă un strat de culoare! Și acum, momentul adevărului! Arăt superb! Sunt o sirenă superbă, părerea mea! Dar n-am terminat încă! Un pic de gel cu sclipici face toți banii! Face toate culorile mult mai intense! Trebuie să-l aplic cu o pensulă! Acum hai să adăugăm câteva perle, adevăratele bijuterii ale oceanului! Cu cât mai multe, cu atât mai bine! Dar pentru a atrage ca lumea atenția, am nevoie de șablonul ăsta! Ochii închiși!
ce machiaj ciudat! Într-un sens bun, evident. Dar tot am nevoie de puțin sclipici. Nu degeaba sunt sirenă. Acum n-are cum să nu mă observe. Și, pentru buze atrăgătoare, un luciu roz perlat. E super apetisant. Mua! Fix așa voiam să arăt. Urează-mi noroc. Și asta e motanul meu, Whiskers. E super amuzant. Wow, frumos. Da, nu-i așa? David, unde a plecat? Vorbește cu altă fată? Nu e corect. Peștii îți scot ochii în evidență. Mă descurc de minune cu tema asta. Super! În sfârșit putem pleca de aici. Mă așteaptă distracția din ocean. Vrei să-ți țin eu rucsacul? Dă-l încoace. Oh, no! Hai! Nu, mersi. Insist. Mă descurc singură. Nu, dă-mi-l mie. Oprește-te! Nu-mi vine să cred. E rucsacul meu preferat. Oh, nu! Îmi pare rău. Nu, ia mâna. Mă simt îngrozitor. Aș putea folosi plasa aia de pescuit? Ok, stai puțin, Annie. Am de făcut un rucsac. Și am nevoie de mult lipici fierbinte. O să lipesc asta la baza plasei. Perfect! Următorul pas, mai mult lipici fierbinte. După ce acopăr întreaga bandă, o lipesc de capetele plasei. Apoi o pliez peste ele. Folosesc un perforator la mijloc. Bag un cerc de metal înăuntru și îl presez bine cu perforatorul. Repet procesul pe toată lungimea. Apoi trec o frânghie prin ea. Și strâng bine. Apoi pun lipici fierbinte pe un cerc din material textil. Îl întind de-a lungul marginii. Apoi lipesc bucata asta deasupra. Acum câteva retușuri de final. Atașez un lanț și am terminat. Annie, ai nevoie de o geantă nouă? Ai făcut asta pentru mine? E superbă! Mulțumesc! Lasă-mă să... Nu prea cred. Ok. E deja ora prânzului. Ce bine! Dar unde e mâncarea mea? Oh. Și a mea e goală. Nasol. Ha? La suprafață? Unde sunt oameni? Mă bag. Ieșim? Wow, ce frumos e aici. Yes. Dar ăsta o să transforme totul. Elixirul meu magic. Noroc. Ce deliciu. Poftim. Wow. Ok. Ce acru e. Ha? Uite ce picioare am. Super! Încolo! Pe aici! Restaurantul ăsta are recenzii foarte bune! Wow! Arată bine! Ia să vedem! Hei! Aici! Poftă bună! Mulțumim mult! E ceea ce cred eu că e! Îmi vine să vomit! Vino înapoi! Ia ăștia de aici! Oh, imediat! De ce ne-am mâncat prietenii? Poftă bună! Mersi! Ce sunt toate astea? Ce amuzant arată! Interesant! Merge, cred. Are un gust destul de bun! Îmi place! Ha? Uite! Trebuie să o decojești? Ce mâncare ciudată! E chiar bună! Ce jenant! Ai mâncat coaja! Da, ce amuzant! Annie, uite!
Doamna aia folosește sos roșu. Ce sandwich apetisant! Wow, chestia aia roșie sigur e bună. Noroc mie. E acruț, dar dulce. Sunteți gata să plătiți? Aștept. Sper că am adus destule scoici. Ia să vedem. Astea ar trebui să fie suficiente. Ce naiba? Nu acceptăm scoici. Unde sunt banii? Ăștia sunt banii. Poți să iei una din astea. Poftim. Oh, e adevărată. Zi frumoasă. Super. Îmi place restaurantul ăsta. Sunt super plictisit. Hei, David! Nu contează, nu-mi pasă. Ok. Ce ai pățit? Nu vreau să vorbesc despre asta. Stai! Azi e ziua de naștere a lui David? Ce-i cu toate decorațiunile astea? Oh, nu! Nu a primit niciun cadou! Poate îi pot face ceva. Nu am prea multe la mine. Un marker? Știu! Uite cum fac un cadou ad hoc. Ce tăietură reușită! Folosesc markerul pe post de suport. O să înfășor materialul în jurul lui și o să-l fixez cu puțin lipici. Apoi am nevoie de lipici fierbinte. O să-l pun peste capac. Lipesc niște scoici înainte să se usuce. O pensetă e fix ce-mi trebuie. Uite! Arată super! Hei, David! Poftim! Oh, ți-ai amintit! La mulți ani! Ce marker tare! Sunt un triton norocos! O să-l folosesc în fiecare zi! Wow! Cine e salvamarul ăla frumușel? Sper că-mi stă bine părul. Ar trebui să mă îmbrac cu ceva drăguț. Arăt bine în portocaliu. E timpul să-l vrăjesc pe omul ăla. Trebuie să-mi încălzesc picioarele. Nu-i așa că arată grozav? Se simt cam ciudat. Ușurel, cred că mă prind cum stă treaba cu ele. O nouă zi din viața unei sirene. Peștele era imens. La fel de mare ca mușchii lui. Ce mai faceți, fetelor? Arătați bine! Salutare, frumușelule! Sper că mă plac! Unde or fi? Vai, unde sunt picioarele acelei fete? N-are picioare? Oare are nevoie de ajutor? Vin acum! Hei, ești ok? Bună! Ai leșinat, nițel? Uite, notătoarele alea iar! Eu... Wow! Înnotătoarele alea sunt superbe! Stai așa, nu te mișca, ok? Vreau să surprind unghiul potrivit! Ups! Movul! Sunt așa o neîndemânatică! Aproape l-am luat! Îl simt! M-am cam întins! Nu! Îți bați joc de mine! Nu pot să fac nimic cum trebuie! Madison? Unde ai dispărut? Uite, adun chestiile astea pe aici! Eu sunt aici! Oare merge micul meu acvariu? Iau un acvariu de pești gol, apoi pune niște lipici cald pe fundul unui pahar și lipește-l pe fund. Acum varsă niște biluțe albastre. Poți să pui și scoici și pietricele, apoi toarnă apă în bol. Continuă! Ia uite!
Of! Ce-i cu asta? Te-ai prins? Normal! E pentru carioci! Acum nu o să se mai împrăștie! Acum și vine și portretul de sirenă! Să desenăm! Filmul ăsta e fantastic, nu-i așa? Ia uite ce cal! Da, fascinant! O să-mi odihnesc, nițel ochii! Jen? Oh, ce drăguț! Dormi cât vrei tu! Eu o să mă ridic de aici! Așa! Ha? Ce s-a întâmplat? Canapeaua asta e cam îngustă! Nu e nici prea lungă! Înnotătoarele astea nu au loc! E atât de frustrant! Știu unde pot să trag un pui de somn! Chiar aici, la umbră! Uite așa! Intră! Să nu uit de pernuța mea! Mai rămâne să intru și eu! Somn ușor! Termul viselor vine acum! Ha? O petrecere a sirenelor? Bazați-vă pe mine! Sunt gata de petrecere! Să cânte muzica! Vreau să dansez! Alo? Unde-i toată lumea? Alo? E adresa bună, nu-i așa? E cineva aici? Hei! Of! Unde-i petrecerea? Nu-i nimeni? Of! Las-o pe altă! Cred că mă apropii! Știe cineva unde e petrecerea? Nu mă dau bătută încă! Sunt o ratată! Hei! Ce faci, dragă? Vino la petrecere! Sunt pregătită! Am nevoie de ăștia! Woohoo! Sunt gata să petrec, lume! Credeam că nu vă mai găsesc, fraților! Să dansăm! Și i-am zis, alea sunt scoici adevărate? Și el a zis, la cine te holbezi? La tipul ăla care se scobește nas? Doar nu-ți place de el, nu? Tu nu vezi ce văd eu? Wow! Eu văd ceva scârbos! Îmi face cu mâna acum? Madison? O să fiu iar atentă la tine acuș. Bună! Oh, da! Ăsta e momentul meu! Nu vrei să faci asta, Madison? Știu! Madison, vrei să testezi parfumul meu? Mersi! Vreau să miros bine pentru bărbatul meu! Habar n-are, Madison, că ăsta nu e parfum! Vin acum, scumpule! Hei! Ce e mirosul ăsta dubios? Miroase a pește mort! Stai! Vino înapoi! Nu e vina mea! Frate, a fost atât de jenant! Nu era potrivit pentru tine, draga mea? Acum să revenim la povestea mea! Machiajul e gata! Ne vedem în apă! Pe curând! Apa e minunată! Vii? Vin acum, bine? Vai! Ah, cu grijă! Ah, apa asta chiar e rece! Bună! Poate vrei să-ți reaplici? Haide! A fost grozav să notăm! Ăla e machiajul pe care abia l-aplicase? Ce trist! Știu ce te poate ajuta! Un strop de magie de sirenă! Ești gata să fii sirenizată? Te rezolv eu! Să nu uităm de sclipiciul magic! Arăți așa de bine! Chiar e nevoie de astea?
Ce urmează? Uită-te la tine! Wow! Chiar te pricepi! Ești cea mai tare! Mersi! Mergem? Și acum, momentul adevărului! Bună, Sky! Ce faci? Îți place machiajul meu? Ah, ce ți-ai făcut? Aoleu! Ce e? Ai genele prea mari! Ah, nu mai clipi! Ah, serios! Ok, devine ridicol! Ah, dă-te de pe mine! Nu mai suport! Poftim? Nu-mi e foame! Julie? Stai! Nu! Oprește-te! Poate prea tare vântul! Oh, nu! Stai așa! Cred că știu cum să te aduc înapoi! O să dureze puțin! Prinde! Ai răbdare! Te ajut imediat! Am prins-o! Mă întorc acasă! Ah! Oh, frate! Hai, Julie! Mai e foarte puțin! Hei! Ce bine! Piu! Oh, nu! Vrei să glipești, nu-i așa? Nu! Nu clipi! Oprește-te! Te rog, Sky, nu clipi! Nu! Nu mă pot opri! What? Oh my God! Da, clar a exagerat cu genele false. Noroc! Ah, cine-o fi? Serios? Alo? Ce? Serios? Hei! Așa deci! Ce-aș putea să mai fac? Peștișor! Ah, salutare! Noroc! Peștii sunt geniali! Ah, iar m-am plictisit! Ce bine sună! Cred că aș putea face ceva cu paharul ăsta! Și... ce frumos! Îmi aduce aminte de mare! Asta e, acum sunt blocată pe uscat! Ce repede s-a terminat! Stai puțin! Oh, nu! Am contopit cu paharul! Ok, m-am întors! Sky? Hei! Sky? Da? Ce ți-ai făcut la buze? Trebuie să tragi de el, așa? Hai, trage mai tare, împreună cu mine, bine? Trage! Wow, ce greu a fost! Ce e? De ce te uiți așa la mine? Ce se pare? Sper să nu rămân așa permanent. Lasă-mă să te ajut, vrei? O să fie intens! Nu știu dacă ți se potrivește culoarea asta. Hai să folosim pensula asta. O pensulă pentru fond de ten? Ce e? De ce nu mă dai cu ruj? Gata! Ok! Am terminat! Ne vedem mai târziu, Sky! Pa! Oare ce-a pățit? Ce-am făcut? Vai! Vrei să ne facem un selfie? Înclineți capul! Și puneți mâna aici! Ce drăguț! Arătăm super drăguț! Trebuie postat! Și celelalte? Ce-au pățit unghiile tale? Aoleu! Arată rău? Clar nu arată bine! Nu se poate așa ceva! Stai puțin! Ce mă fac? Oare aș putea? Nu! Poate dacă sun pe cineva! Sau poate nu! Julie? Am amețit urmărindu-te! Mai bine mă descurc singură! Ce faci acolo? Desenești ceva? Știu! Dă-l încoace! Ai nevoie de o manicură! Și îți creăm niște unghii nou-nouțe! Trebuie doar să le dau forma corectă! Perfect! După ce termin conturul, pot folosi stiloul 3D! Stai să vezi ce poate face! Nu mai trebuie să mergi la salon dacă ai un astfel de gadget! Aproape am terminat conturul! Apoi trebuie doar să-l umplu! Și folosesc forma ta preferată, Sky! Sigur o să-ți placă rezultatul final! Ești gata? Uite! Îți place?
Acum ai unghii în formă de pește! Wow! Poți să mulțumești mai târziu! Piu! E greu să faci manicura cuiva! Unde pleci? Ce faci acolo? Îi țin companie prietenului meu! Uite! Poftim? Ah, peștișorul meu! Hei, dacă asta vrei să faci... Mă simt mult mai bine! Trebuia neapărat să merg la baie! S-a terminat și sulul ăsta! Unde rămăsesem? Super! Am terminat! Ce productiv am fost! Ok, sunt gata! Ce faci? Dormi? Ce s-a întâmplat? Unde sunt? Julie? Ce e? Părul tău arată îngrozitor! Nu poți ieși așa din casă! Stai așa! Trebuie să îmblânzim pletele astea! Star! Aoleu! Au! Hei! Hiu! Nu! N-am terminat încă! Trebuie neapărat să te perică lumea! Nu te mișca! Hai odată! Dacă nu te-ai mai mișca... Julie? Au! N-a sunat bine deloc! Peria mea preferată! Dă-o încoace! Ups! Adio, perie de păr! M-a ajutat mult! O să te țin minte mereu! Odihnește-te în pace! Ce trist! Dar n-am terminat cu tine! Ai văzut vreodată așa ceva? Încep să avansez! Și acum o să-i folosesc ăștia! Ciudat! Ok, parcă e mai bine! Ai încredere în mine! Eu? Hei! Asta e! Nu mai pot face nimic altceva! Păcat! Ce e? Nimic! Sau poate... Știu exact ce-i trebuie părului tău! Ești gata pentru un strop de magie? Cartoane de la hârtie igienică! Folosește-le așa! Nici măcar nu trebuie să-ți încălzești părul! Hai să vedem dacă a funcționat trucul! Deci, cum arăt? Arăt extraordinar sau extraordinar? Pentru că, sincer, mă simt extraordinar! Wow! E incredibil! Vreau și eu să am părul așa! N-am văzut niciodată ceva atât de frumos! Arată perfect! Ce interesant! Hai să le cunoaștem mai bine! Ce se întâmplă? Bun venit în noul vostru dormitor! Nu mă așteptam la asta! Ok, stai! Yuhuu! Prinde! Am prins-o! O să o pun fix aici! S-ar putea să ai nevoie de asta! Mulțumesc! Îmi place mult nuanța asta de albastru! Așa mai vii de acasă? Aoleu! Sunt gata, Leo! Băieți! Ce dezastru! Oare au nevoie de un medic? Am o idee mai bună! Wow! Hei, ce frumos e aici! Știu, e foarte comod! Alo? Bună! E foame, vreau ceva bun! Nu cred! Ce-a făcut balena? Ce s-a auzit? Sigur o să-mi placă! Dă-mi și mie! Hai, dă-mi coace! Dar sunt ale mele! Bine! E bună, mai vreau! Haide, nu le ține pe toate numai pentru tine! Chiar trebuie... Eram sigură că o să se întâmple asta. Poftim! Și încă una. Nu poți să-ți mănânci propriile bomboane? De ce dacă îmi dai de la tine? Dar nu e frumos? Ce lacomă e? Nu-ți mai dau. Ai mâncat destule. Ba nu, e foame în continuare.
Te rog! Nu! Scuze! Trebuie să pot face ceva! Stai puțin! Ah, am o idee! Cutia asta de lemn e perfectă! Pot folosi asta ca să ajung la bomboane! Nici măcar nu trebuie să cobor din pat! O să leg sfoara de mâner! Fix așa! Și acum pot coborî cutia până la mia! Stai, trebuie să o agăț de ceva! Aha, cuierul ăsta! E perfect! O să funcționeze ca un scripete! Coboară încetişor! Scuze, dorm! Ah, da? Nu-mi pasă! Am dispozitivul ăsta de apucat obiecte! Ha, am prins-o! E crima perfectă! Oh, arată bine! O să le iau și pe ăsta! În cutie cu tine! Cred că sunt suficiente! Ce de dulciuri numai pentru mine! Le-am câștigat cu sudoarea frunții! Ce mult îmi plac dulciurile! Ha? Unde mi-au dispărut dulciurile? Au dispărut! Sky le-a furat pe toate! Păi, te-am rugat să-mi dai și mie? Mă simt generoasă! Poftim! Asta-i tot? Asta-i tot ce-mi dai? Măcar am primit o bomboană! Asta e! Tot o să o mănânc! Oh, e tipul pentru somnul de frumusețe! Ce idee bună! Oh, ce drăguț! Ce culoare frumoasă are rujul ăsta! Încă puțin! Cred că ajunge! Trebuie să mă dau și cu tuș de ochi! Urăsc partea asta! Data trecută mi-a alunecat mâna și am purtat o săptămână un petic la ochi! Ia să vedem cum arăt! Ăsta e rezultatul? Unde am greșit? Ok, există o singură soluție! Trebuie să mă demachiez! De obicei îmi place să mă joc cu unicornii mei, dar nu și azi! Ah, știu! Hei, Sky! Ce ai pățit? Ești bine? Ah, stai puțin! Cred că ai nevoie de asta! N-ai o oglindă mai frumoasă! E singura pe care o am? Bine, o să mă descurc și așa! Ah, știu! O pot decora cu scoici! O să trec la treabă! O să pun oglinda pe o suprafață orizontală! Apoi o să adaug lipici pe ramă și o să lipesc scoicile deasupra. O să aranjez scoicile în jurul oglinzii. O să arate super! E aproape gata! Asta e ultima scoică! Wow! Mi-aduce aminte de casă! Aoleu! Wow! Poți să-mi faci mie una? Ce? Nu vezi cum arăt? Sunt cam ocupată! Ah, ce rost are! Ce moale și pufos e domnul unicorn! Mia, pot să-l strâng și eu în brațe? Sigur că da! Ne-am distrat de minune împreună! Wow, ai dreptate, e foarte moale! Mia, ești bine? Yuhuu! Sper să nu se mai termine niciodată ziua asta! Mă completez perfect, domnule unicorn! Nu vreau să fim despărțiți niciodată! Wow, ce mintiri extraordinare! Ce ai făcut? Cred că l-am îmbrățișat prea mult! De ce? Era atât de tânăr! E ok, îl repar imediat! O să încep prin a trasa forma unui cap de unicorn din carton. Apoi o să-l decupez. O să adaug lipici peste carton. Apoi o să apăs umplutura peste lipici. Pasul următor este să pun cartonul peste materialul ăsta. Pentru etapa următoare o să am nevoie de un creion. O să conturez cartonul peste material lăsând un spațiu de jur împrejur. Acum trebuie să tai materialul, o să întorc cartonul invers. O să mai pun lipici pe spate. O să pliez materialul peste lipici. După ce am făcut asta, trebuie să-i fac coama. Firele astea de tricotat sunt perfecte! O să folosesc culori diferite! Apoi o să acopăr spatele cu și mai mult material! Dar nu am terminat! Orice unicorn are nevoie de un corn! O să creez un con din felicitarea asta sclipicioasă! Și o să-i adaug o umplutură! O să pliez capetele! Și o să-l lipesc de cap! Ce relaxant e! O să lipesc de cap și coada împletită! Aș vrea și eu geniată de mari! O să-l dau cu niște far de obraz! Ce unicorn frumos! Uite ce am eu aici! Ia să văd! Ce părere ai?
Nu e domnul unicorn, dar îmi place. Mersi. Mia? Nu, în niciun caz, Kai. Mia, ai nevoie de fundița asta. Oh, ce drăguță e. Poate dacă... Nu, ia mâna. Ce nepoliticoasă ești. Algele astea arată delicios. O să fie bune. Wow, ce strălucește soarele. Trebuie să-l umbrez cumva. Am o idee. Poate pot face umbră așa. O să atârn panglicile astea de o sfoară. Mi-e foarte foame. Tăiței colorați. Fix ce-mi doream. Sunt cam tard, dar merg. Asta va reduce lumina. Credeam că e mai lungă. Ce ciudat. Ce faci acolo? Ups. Trebuie să mă gândesc la altă soluție. Stai așa. O să-i distrag atenția Miei cu asta. O minge. Vino înapoi, minge. Trebuia să mă fi gândit mai devreme la asta. Wow, îi place mingea aia, nu glumă? Ăsta e momentul. Trebuie să mă mișc rapid. Sigur o să funcționeze? E ocupată în continuare. Bun. Iu, ce distractiv a fost. Aproape am terminat. Pare delicioasă. Nu, nu cumva să faci asta. Măcar am rămas cu mingea. Ce ciudată e. Acum o să pot dormi. Ce frumos e. Ce zi relaxantă. Mi-e dor de ocean. Mia, și ție ți-e dor de casă? Da, mereu. Poate pot crea ceva care să-i aduc aminte Miei de casă. Am nevoie de firele astea de tricotat și trebuie să fie cât mai colorate. Ia să vedem! E un curcubeu! Miei sigur o să-i placă! Wow! Ăsta e pentru mine? E perfect! Ce fericită sunt! Trebuie să fac și eu ceva pentru Sky. Am unicornul ăsta moale. Clar îl pot folosi. Trebuie să bag niște apă în el. Arată ca un pește balon. Ce drăguț e! Sky, ăsta e pentru tine. Sper că-ți place. Wow, îmi aduce aminte de unul dintre colegii mei de școală. Ia să-i fac o farsă lui Sky. Serios? Ups, ce amuzant a fost! Ce curcubeu minunat am! Trebuia să mă fi așteptat la asta. Ce se aude? Pot să mă ajuți puțin? Cred că am exagerat. O nouă zi magică în pădure! Coșul ăsta e plin de fructe delicioase de pădure! O să-mi pregătesc poțiunea specială! Am adăugat niște zmeură zemoasă! Dar o să am nevoie de mult mai multe! Așa mai vii de acasă! Acum o să-l pornesc! Wow! Funcționează! Abia aștept să o testez! E gata! Ce bine arată! E o mască facială genială! Dar e și foarte delicioasă! Miam, miam, miam! Ce-mi place rutina mea matinală de înfrumusețare! Aș putea mânca non-stop așa ceva! Ce bun a fost! Știi ce? Aș mai face una! La, 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 la! E o nouă zi extraordinară! Nu! Mama natură e supărată! Nu pot ieși afară pe vremea asta! Trebuie să-mi anulez partida de pescuit! Și abia așteptam să merg! Ce mă fac acum? Abia așteptam să merg la pescuit! Știu! Pot să pescuiesc în chiuvetă! O să-mi folosesc undița! Și acum trebuie să aștept! Cred că am mușcat ceva! Ce captură uriașă! Hai odată! Wow, cred că e un pește uriaș! L-am prins! Hei, peștișorule! Și acum ce fac? Poate un strop de magie de unicorn? Hei! Ăsta e cârligul tău? Super! Și am ceva în păr! Stai puțin!
Ești liber, micuțule? Ok, ce grețos a fost, dar acum putem fi prieteni. Am nevoie de mâncare, mor de foame. Ah, corect, poate-ți pot găti ceva. Hai cu mine, ești gata? Wow, îți stă bine în roșu. Uite ce am aici. Căpșuni delicioase și niște ciocolată albă topită. Hai să înmuiem căpșunile în ciocolată. Trebuie să o acoperim complet. Arată bine. Ai dreptate, dar n-am terminat încă. Hai să le punem la loc pe farfurii. Eu o să scot frigăruia de lemn și o să-i lipesc un corn din fondant și niște urechiușe. Wow, și eu pot folosi sclipiciul ăsta comestibil pentru a le da strălucire. O să-l presar peste căpșuni. Ce culoare frumoasă are! Ce distractiv e! Eu o să pun niște bombonele colorate. Cred că acum pot fi mâncate. Hai să le gustăm. Wow, e super! Sunt mai bune ca mâncarea de pește. Îmi plac foarte mult. Nu mă mai pot opri din mâncat. Sunt delicioase. Oh, sună bine. Iau și eu una de la tine. Ar trebui să facem asta mai des. Wow, ce loc fascinant. M-am distrat, dar trebuie să mă întorc acasă. Aha. Ce-a fost asta? Ai văzut? Apa e minunată azi. Are temperatura perfectă. Oh, bună. Hei, ce frumoasă e. Ce coadă are. Înnoți aici des? Oh, ce romantic. Spune-i ce crezi despre ea. Bună idee. O să-i desenez ceva. O să încep cu o inimioară. Apoi o să ne desenez înăuntru pe noi doi. Nu mă prea pricep la desen. Puțin spus. Știu. Ai nevoie de un strop de magie de unicorn. Trebuia să mă fi gândit mai devreme la asta. Ok, ia să vedem. Ce ar trebui să fac cu asta? Mai desenează ceva. Ok. Wow, ce se întâmplă? Mi-e frică. E ok, poate fi înfricoșător să iubești pe cineva, dar ai încredere în mine. Dacă spui tu, stai puțin, e perfect. Și arăt foarte bine în desen. Mersi. Ți-am desenat ăsta. Ce talentat ești. Ăsta e pentru tine. M-am îndrăgostit. Ce mult îmi plac finalurile fericite. Oh, asta e. Aici e mult mai bine decât pe fundul oceanului. E foarte greu să te bronzezi la adâncime. A ce miroase? E cumva caca? Ce mult e! Duce încolo! Cine a făcut asta? Trebuie să meargă la un medic. Nu se mai termină! Trebuie să văd unde duce. Cred că mă apropii. Urma de caca se termină aici. Ce n-ai... Emily? Nu e ceea ce pare. Pare că mănânci caca. Stai să-ți explic. Uite. Ce? Nu e caca adevărat, vezi? Salutare, prieteni. O să tai în bucăți aluatul ăsta de fursecuri. Apoi o să adaug colorant alimentar. Folosesc culori diferite. Apoi o să frământ fiecare bucată de aluat. E chiar relaxant. Acum o să le dau formă de cârnați lungi. Fix așa. Și o să fac la fel cu restul. Trebuie doar să mă asigur că toate au aceeași grosime. Ok, acum o să le aliniez una lângă alta și o să le împletesc. Ca și cum i-aș împleti părul. Voilà! Am obținut niște fursecuri în formă de caca de inorog. Dar trebuie date la cuptor, deci asta o să fac. Și o să aștept 20 de minute. Ce bine miros! Și arată super! Hai să le gustăm! Ce deliciu! Am înțeles! Ce ușurare! Gustă unul! Mersi! Ce caca delicios!
Eram sigură că o să-ți placă. Aha. Ce distractiv e să desenezi. Mai am puțin. Ha? A ieșit îngrozitor. Nu arată deloc ca curcubeu. Ce desen idiot. Nu e corect. Bună, ești bine? Iuhu! N-am chef. Știu cum să te înveselesc. Ia uite ce trăznit arăt. Lasă-mă în pace. Știu, tuturor ne plac jongleriile. Asta e o fază clasică, nu dă greș niciodată. Aoleu! Au! No, nu funcționează. Ce public dificil am. Trebuie să pot face ceva. Ce tristă e Emily. Stai puțin. Am o idee. Pot folosi cutterul și creioanele astea. O să ascut creioanele cu cutterul. Am nevoie de mina mărunțită. Și acum o să-mi folosesc degetul. O să-l trec peste mina mărunțită. Și o să creez un curcubeu. Wow! Hei, Emily! Ia uite! Un curcubeu! Wow! Dispar de aici! Asta e pentru tine! Mersi mult! Bună! Aici agenția de adopții. Am venit să-mi găsesc o fiică. Pot să mă uit în catalog? Scuze, nu prea cred. Următoarea... Aoleu, pare supărată. Adică, mi-e frică. Pas! Cine mai e acolo? Nu, voi sări peste asta. Stai puțin! Ia-i aleasa! Sunt sigur! E perfectă! Ne vom simți minunat împreună. Ah, asta da viață! Uite, un pește! Plosc, plosc! Ești atât de haioasă! Aruncă mingea, tată! Wow, cum ai făcut asta? Mă uimești! Hey! O iau! Pregătiți-o și am plecat! Azi e ziua mea norocoasă! Bună, micuțule! Cred că-ți place acolo! Aș putea să te privesc toată ziua, înnotând iar și iar! Sunt invidioasă! Sunny, ești înăuntru? Yay! Am adus gustări! Bună, tată! Par delicioase! Da, abia aștept să le încerc! Ești grozav, tată! Meriți orice, scumpo! Ce-i ăsta? De unde a apărut acest pește? Ok, să mâncăm! Mi-ai citit gândurile? Păstrez asta pentru mai târziu! Dăm dulciurile! Acadeaua! Nu! Prinde-o! Ha? O, nu! Acadeaua mea! Era tare gustoasă! Iar acum e plină de nisip. Pe cine păcălesc? Tot o voi mânca. Oh, no! Să nu îndrăznești. Dă-mi-o. Serios, scumpo? Nu poți mânca așa ceva. Dar o vreau. Stai să mă gândesc. Stai o clipă. Știu, pot să folosesc scoica asta. Va păstra acadeaua în siguranță. Oh, wow! Ia uite. E atât de drăguță. Are un gust delicios! După ce termin, voi închide scoica și o voi pune aici. Nu are nisip pe ea? Ce idee grozavă! Mersi, tată! Cu plăcere, draga mea! O să fie o capodoperă, scumpo! Așa sper! Poate un strop de albastru? Dispar, coadă? Sper că ți-e foame! Ha? Ce? Wow! Aproape că m-ai lovit! Auci! Ups! Nu-ți face griji! Ar trebui să fiu mai atent! Mai bine pun sarea asta pe masă! Aoleu! Ai grijă! Nu! Pictura mea! E distrusă! A fost un accident! Poate că o pot repara! Știu! Mă întorc imediat! Voi avea nevoie de niște carton negru. Voi desena un pește cu acest lipici. Apoi voi avea nevoie de bolul de sare. O voi presăra peste lipici. Mă asigur că l-acopăr complet. Nu vreau spații goale. Gata!
Acum urmează partea distractivă. O să scutur sarea. Ia uite! Wow! E uimitor! L-am făcut pentru tine! Serios? Îl ador! Dar mai e ceva! Trebuie să-l colorezi! Oh! O să fie distractiv! Ce culori să folosesc? Sigur o să iasă grozav! Acest albastru e perfect! Sarea absoarbe vopseaua! E lucrarea mea cea mai reușită! E un mod atât de distractiv de a picta! O să fie un pește multicolor! O să fie ca un curcubeu! Arată grozav! Aproape am terminat! Gata! Ce părere ai? Ar trebui să fie într-o galerie! Chiar crezi asta? Se duce să note! Știam că ești talentată! Știam că va veni această zi, dar asta nu ușurează deloc lucrurile! Crește atât de repede! Trebuie să te pieptănăm! Am făcut asta special pentru tine! Speram că-ți va aminti de ocean! Mai întâi am decupat o formă de perie dintr-un carton, apoi am lipit niște scoici. Trebuia să aibă și pietre prețioase. Am vrut să strălucească! E atât de drăguță! Asta poate fi pus aici. Acum am nevoie de sclipici. Spunem regele sclipiciului. Wow, e uimitoare! Acum am nevoie de o perie. O voi lipi pe spatele periei. Și cam asta a fost tot. Sper să-ți placă! Ești atât de drăguț, tată! Ce m-aș face fără tine? Ha, aveai niște algi acolo. Ups, așa se pare. Copiii din ziua de azi, nu-i așa? Oh, mai e ceva. Wow, o diademă? Nu trebuia. Prințesa mea merită o coroană. Mi-am jurat că nu voi plânge. Arăți minunat. Stai, cred că e partenerul tău. Distracție plăcută, scumpo. Pe mai târziu, tată. Bună, Alex. Ești gata de bal? Oh, arăți grozav! Bună, Sunny! Le-am adunat chiar astăzi! Sper să-ți placă! Wow! O aduc eu! Au! În ce m-am lovit? E un mic cufăr! Oh, doamne! E o brățară! E frumoasă! Hei, dă-mi înapoi! Eu am găsit-o! Of, ai rupt-o! Cum ai putut? Păi, n-am vrut și tu mi-ai smuls-o! Ce? Unde suntem? Calmează-te! Suntem în altă parte! Wow! Până și hainele noastre sunt diferite? Da! Suntem într-o provocare! Ah, ce-i ăsta? Oh, e un acvariu! Hei, e o sticlă acolo! O iau eu! Wow! E un mesaj în sticlă? Oare ce scrie? Ah, e dezamăgitor! Deja am ridicat-o pe aia și am rupt-o! Ups! Și apoi a zis, frate, nu poți să prinzi așa ceva! Și eu zic, vai! Ce-a fost aia? Nu-mi place! E înfricoșător! Bine, îl descoper eu. O fac! O, doamne, e o caracatiță! Asta făcea zgomotul ăla? E doar o caracatiță mică! Hei, o piesă a brățării! O să încerc să o iau! Wow, micuțul ăla se mișcă rapid! Haide, micuțule, dă-te din calea mea! Uși, uși, uși! Betty, nu mă mai bate pe umăr? Nu eu o fac! Ah, e așa mare! Ok, ascultă, e nevoie de amândoi! Ești pregătită? Hai, ține-l departe de mine! Nu te apropia de noi! Aproape am reușit! Am luat-o! Ah, a plecat! Ce de muncă pentru o singură piesă! Ar trebui să-l deschizi și pe ăsta. Bine, o să fiu curajoasă de data asta. Vai, e o broască testoasă! E așa simpatică! Ura! Doamne, mi-e foame! Hei, stai așa! Oh, un burger din geleu! Hei, uite, era o gustare sub pălăria mea! Ce?
Nu poți să mănânci mâncarea pe care ai găsit-o? Eh, ba da! Nu o face! Nu știi de unde a apărut! Și pe gât s-a dus! A fost în regulă! Ce? Unde a dispărut? O, Doamne! Sunt singură! Wow! Sunt în acvariu! Poate că n-ar fi trebuit să mănânc mâncarea? Hei, Betty! Bună! Uite, pot să aduc piesa din brățară dacă tot sunt aici? Bun, o fac! E cam grea! Au! Ok, e mai grea decât îmi imaginam! Betty, hei, crezi că pot să mă ajuți? Ok, fie, o iau eu! Stai așa, mă prind și eu ca să ies! Ești ok? Ah! Oh, m-am întors și am luat-o! Doamne, m-ai speriat! Asta n-a fost așa dificilă! Bun, următoarea! Hei, stai! Vreau să descoper eu acum acvariul! Nu e rândul meu! Wow! Meduză! E așa cool! Hei, următoarea piesă e chiar pe fund! O să văd dacă pot să o iau! Betty, ce să fac? Vai, a fost intens! Ok, am o idee! Mănuși de cauciuc! O să mă protejeze? Ok, o fac! Uite, merge treaba! Am luat-o! Ta-dam! Mănușile de cauciuc au avut un succes imens! Mmm, ce ceai bun! Betty, unde ești? Betty, ești în acvariu? O să mă uit! Nu! Betty, ești un peștișor de aur! Unde s-a întâmplat asta? Ce mă fac? Betty, nu pot să cred că ești un pește! Hei! Stai puțin, cred că am o idee! Oh, te bat măr, Betty! Lucrez la cântecul ăsta de câteva luni! Îți place? Betty, ajută-mă să decid pe cine să invit în oraș! Ce zici de ea? Sau poate pe ea? Ce se întâmplă? Ah, bună, Betty! Oh, stai puțin! nimic, te așteptam! Te comporți ciudat! Vorbeai cu peștele ăla? Așa e, nu? Nu pot să te iau nicăieri! Stai liniștit, o să iau eu piesa, să vedem! Aici era! Avem încă una! Dă-te că-l dezvălui eu pe ăsta! Sigur că da, maiestatea ta! Hă? Alea sunt ouă? Ciudat, nu? Vezi piesa pe undeva? Nu, n-o văd! Trebuie să fie pe sub ouă, cred! Uite-l pe primul! Și pe al doilea! Altul! Și încă unul? Bun, am ajuns la ultimul! Grozav! Nu văd piesa! Prăjesc niște ouă! O să fie grozave! Ah, hei, Betty! Fac o gustare pentru noi! Ok, fie, mă rog, o să le gust! Uite, am luat nițel, mersi! Au, ditele meu! Ești ok? E piesa din brățară! Cred că a fost într-unul dintre ouă! Oh, wow, grozav! Ce bine că le-am gătit pe astea! Hmm, oare ce-o fi sub cearșaful ăsta? N-am nicio idee! Dă-l jos! Uite, piesa e pe fund! Stai! Of, o să regreți asta! Au! La naiba! A durut așa de tare!
Am încercat să zic, țepii de cactus sunt ascuțiți. În plus, am chestia asta care o să ne ajute. Așa o iei fără să fii înțepat. Ta-da! Și n-am fost înțepată. Muncește mai isteț, nu mai mult. Piatră, farfecă, hârtie? Da! Farfeca bate hârtia! Am câștigat! Ok, fie, o fac. Ăia sunt cârnăciori? Ce naiba fac cârnăciorii acolo? Nu se poate! Cârnăciori! Cât de norocoși să fim! Iubesc atât de mult să mănânc carne! E cea mai bună mâncare! Ok, o să iau cârnăciorii! Of, ești așa sincer! Vezi piesa acolo? Uite-o, fix acolo! Ok, o să văd dacă pot să o iau! Da, trage așa cârnații! Da! Wow, ce de cârnați! În sfârșit! Ok, acum piesa! Gata, cred că asta e ultima! Bună treabă! Nu pot să te iau nicăieri! Bun, o pun și pe asta pe brățară! Am reușit! Hai să mergem acasă! Ha, suntem tot aici! Kevin, suntem tot aici! Stai! Cred că știu ce trebuie să facem! Trebuie să o punem la loc în cufăr! Ah, ești așa deștept! Normal! Gata! Brățara e înapoi la locul ei! Wow! Hei! Ne-am întors la plajă! Hai să închidem chestia asta și să scăpăm de ea! Haide, Kevin! Să o ștergem de aici! Ah, am găsit un cufăr cool! Ok, hai! Nu pot să o fac! Nu merge! Ia uite! Opriți-vă, băieți! M-ați udat! Ce faceți aici? Oh, noi am făcut asta? Scuze! M-am săturat! Noi doi ne despărțim! Acum ce mă fac? E în regulă, frate! Merg eu la bal cu tine! Sau mai bine, du-te cu fata aia! Cu ea? Serios? Invit-o! Ah, bine, e timpul să arăt ce pot! Bună, ce faci? Ah, uită că am întrebat! Bună, frumosule! Nu-mi vine să cred că fac asta! Vrei să mergi la bal cu mine? Sigur, ar fi super! Eram sigur că o să spui da! Ok, haide! Abia aștept! Un băiat m-a invitat la o întâlnire! Și ce băiat! Da, da, cum zici tu? Stai pe loc! Oh, primul meu sărut! Poftim? Aoleu! Asta nu se va întâmpla! Ha? Ce se întâmplă? Avem foarte multe de făcut! La ce te referi? Nu te-ai prins? Ai coșuri! Nu-i nimic! O să le storc! Ăsta pare suculent! Hei, oprește-te! Dar... Nu înțeleg! Nu-i nevoie să le storci! Am ceva pentru tine! E aici! Uite! Îți va rezolva toate problemele legate de coșuri! Să trecem la treabă! O să doară? Oh, se simte ciudat! Ești sigur că va funcționa? Ai încredere în mine! O să scapi de toate coșurile! Ăsta e ultimul! Wow! Ce ten fin am! Cum ți se pare? S-ar putea să fie mai greu decât am crezut. Am nevoie de ceva pentru iritație. Aha! O, aloe vera. Mama natură nu mă dezamăgește niciodată. O să folosesc frunza asta. E perfectă. Trebuie doar să storc gelul. Uite! O să-l pun în bolul ăsta. Cred că ăsta-i tot. Acum o să adaug niște sclipici. Așa creez un scrap facial. Și adaug un pic de strălucire. Apoi voi amesteca totul. Încă puțin? Cred că e gata. Rețeta asta nu mă dezamăgește niciodată! Ce mai așteptăm? O să-mi scot ochelarii! O să întind amestecul de aloe peste zonele iritate. Mă bucur că am destul! O să am nevoie de el! E rece, dar se simte bine! E ca o mască facială! Și acum? Trebuie să aștept? A trecut suficient timp! Hai să te ștergem! Îmi plac momentele astea speciale petrecute împreună! Cum e?
Wow, e o senzație uimitoare! Funcționează de fiecare dată! Hai să mergem! Wow, îmi strălucește tenul! Niciodată n-a arătat așa bine! Coșurile au dispărut! Mulțumesc foarte mult! E timpul pentru gustări! Îmi plac tăiței! Ce ai pățit? Vreau să arăt bine la bal! Și știu exact ce trebuie să fac! Lasă-mă puțin! Stai să-mi termin tăiței! Ce faci acolo? Surpriză! Ce? Ce ai făcut? Te duci la școala de clovni? Nu-ți place? Mie mi se părea că arăt elegant! Trebuie să reevaluez situația! Stai așa, cred că te pot ajuta! Trebuie să găsesc ceva pe aici! Aha, asta e perfectă! Olivia, uite! Banda adezivă? Serios? Stai pe loc! E cam ciudat! O să-ți lipez niște bucăți în jurul ochilor, fix așa! O să fac același lucru și pe partea cealaltă! Arată bine! Acum am nevoie de farduri de ochi! Ți-ar sta bine cu albastrul ăsta! O să-ți scoată ochii în evidență! O să-l pun în colțul ochiului! E foarte rapid și ușor! Apoi voi da jos banda adezivă! E ca și cum ai dezlipi un plasture! Iar rezultatele sunt uimitoare! O să-ți placă la nebunie! Cum arată? Mai bine decât încercarea ta! Dar nu e gata încă! Stai să mă gândesc! Oh, furculița mea! O pot folosi cu succes! Ce faci acolo? Am nevoie de o pensulă! O să creez o capodoperă! Ia să vedem! O să trec pensula peste furculiță, dar doar pe exterior! Mă bucur că nu ne vede nimeni! Acum pot îndepărta furculița! Trebuie să omogenizez fardul! Mă gâdilă! E o metodă excelentă de a contura fața! Îți scoate în evidență trăsăturile! Să nu uit de obraj! Dau rapid cu pensula! Și apoi aici... Și asta e tot! Sunt un adevărat artist! Uite ce a ieșit! Oh, wow! Eu sunt! Îmi place foarte mult! Faci vrăjitorii cu pensula de machiaj! Deci, ce urmează? Mai avem ceva de făcut! Avem nevoie de niște haine noi! Ce ai pe aici? Hai să vedem! Chiar porți chestia asta? Mi-a tricotat-o bunica! E o piesă clasică! La atac! Nu? Nu se poate! Hei, ai grijă! Fii atent! Îmi place asta! Trebuie să pot purta ceva! Ha? Gata! Ce zici de asta? Asta e ce trebuie! Nu! Întoarce-te! Vreau să mă schimb! Nu-ți place? Ok! Da! Asta e perfect! O să mă schimb rapid! Mă simt atât de confortabil! Dar trebuie să fac câteva modificări! O să-mi trec brațul prin gât! Și o să fac la fel cu cealaltă mână! Până acum e bine! Acum o să iau mânecile și o să le împășor în jurul taliei! O să fac un nod la spate! Mai am de făcut un singur lucru! Să-mi desfac părul! Gata! Liam, poți să te uiți acum? Wow! Nu-mi vine să cred! E de bine? Arăți superb! Tu ești? M-ai impresionat! Mă bucur foarte mult că suntem aici! Știu, nu-i așa? N-am crezut niciodată că voi fi aici cu tine! Mă simt foarte bine! Mai avem de făcut un singur lucru! Mi-ai citit gândurile! Wow, toată lumea din revista asta e atât de chic! Sunt atât de norocoși! Aș fi vrut și eu să fiu pas cu moda! Ce interesant! Nu se poate! Dragă, trebuie să-ți rezolvi sprânceana aia! Ia-ți-o pensetă și pensează-te! Tocmai am fost insultată de o revistă? Adică nu arată așa de rău, nu? Probabil că ar trebui să fac ceva în legătură cu asta. Dar ce? Nu am o pensetă! Penarul meu! Poate să găsesc aici ceva ce aș putea folosi. Lipici? Nu. O periuță de sprâncene. Nu merge. Există o singură soluție. Trebuie să merg la cumpărături. Wow, ce de produse! Sigur au pensete aici. Unde sunt? Aha! Wow, ce de variante! Asta e potrivită. Sigur o să-și facă treaba. În curând o să am două sprâncene. Ce zi! O să iau pe asta, vă rog.
Sigur, o să... Aoleu! Ajung? Nu, costă 50 de dolari. Pentru o pensetă? Nu-mi permit așa ceva? Hei, cred că pot să te ajut eu. Poți să folosești niște monede ca să-ți pensezi sprâncenele? Ai încredere în mine. Ok, dar o să mă doară? Există o singură metodă prin care putem afla. Apropie monedele și ele o să apuce firicelele de păr. O să le smulgă imediat. Mă bucur că avem un aspirator în magazin. Cred că am terminat. Uite-te în oglindă. Wow! E uimitor! Mulțumesc! Nici o problemă. Aproape am terminat. Gata. Mama zice că trebuie să am grijă de părul meu. Ce coș imens! Nu, nu pot să-l storc. Poate dacă îl storc rapid. Dar a fost atât de incitant. Trebuie să șterg mizeria asta. E cremoasă. E mult mai bine. E timpul să mă culc. E așa confortabil. Ce somn grozav. Văd totul în ceață. Unde sunt ochelarii? E mult mai bine. Nu, nu e! Sunt plină de coșuri! Ce e cu gălăgia asta, scumpo? Adică, bună, scumpo! Arăt groaznic! Ok, putem rezolva problema asta. Ai nevoie de un pic de machiaj. Stai liniștită! În mod normal se acoperă cu un pic de corector. Crezi că o să meargă? Nu! Nici gând! Să mai căutăm! Cred că astea o să meargă! Ce sunt alea? Sunt plasteri pentru coșuri! Sunt foarte utili! O să pun plasturi pe coșurile tale! Noroc, avem mulți! O să avem nevoie de ei! Asta-i tot? Relaxează-te! N-am terminat încă! Ok, hai să-i scoatem! Au făcut coșurile să dispară! Adio, acne! Ia uite! Wow! Ce vrajă e asta! Uimitor! Mersi, mama! Nici o problemă, scumpo! Te iubesc! Grozavă oră de sport, elevi! Duceți-vă la dușuri și spălați-vă! Eu pot! Abia aștept să mă spăl! Grăbește-te! Le-am luat! Ce bine e! Haide! Hei! Ce ciudat! Trebuie să mă îmbrac! Nu pot să merg așa toată ziua! Hainele mele! Unde sunt? Oh, nu! E nasol! Stai puțin! O iau pe aia! Și am nevoie de asta! Arăt binișor! Imaginează-ți! Concentrează-te! Trebuie să fie ceva cu ce m-aș putea îmbrăca! Covorașul ăsta de yoga ar putea fi util! Are lungimea potrivită! Ups! Sper că nu e nimeni pe aici! Ce rușinos! Ce e ăla? Wow! Fix ce-mi trebuie! Nu pot să las pe nimeni să mă vadă! Puțin mai departe! Wow! Ia uite ce mușchi! Poate viitorul meu iubit o să meargă la sală? Aproape am ajuns! Hei! Psst. Bine, o să-l iau! Așa da! Dar nu am pantalon! Trebuie să găsesc o soluție! Știu! E timpul pentru niște modificări! O să fac o tăietură pe mijlocul hanoracului. Trebuie să am grijă. Arată bine. Acum pot să întorc invers chestia asta și s-o port pe post de fustă. O strâng la spate și o fixez cu o curea. Ce simpatic arată. Poate că ar trebui să-mi fac o meserie din treaba asta. Acum pot să mă duc la ore. A fost o farsă epică. Nu se poate. Cum a făcut asta? Ce s-a întâmplat aici? De fapt, nici nu vreau să știu. O clientă! Bună! Hei! Ce vreau? O să iau prăjitura aia, te rog. Ok.
Unde să mă așez? Ador prăjiturile! Ah, e Alex! Bună! E atât de amuzant! Sper că nu m-a văzut! Pot să stau cu tine? Scuze, locul ăsta e ocupat de ghiozdanul meu, vezi? Ah, așa e! În fine, ce răutăcios a fost! Poftim, ia încă o prăjitură! Nu știu! Vreau mai mult! Totul a început cu o prăjitură gratis! A fost cea mai bună zi din viața mea! Nici gând! Încercam doar să te înveselesc! Wow, ador machiajul tău! Ah, mersi! Îmi arăți și mie cum se face? Ai nevoie doar de o lingură și o furculiță! Glumești, nu? Nu, să începem! Puneți lingura peste ochi, apoi aplică fardul de ochi pe deasupra lingurii. Acum umple restul cu mâna. E atât de rapid și ușor. Acum trecem la furculiță. Ține-o oblic și bagă pensula printre dinții ei. Te ajută să obții niște codițe. Acum trebuie să aplic fardul și la baza pleoapei. Ok, hai să adăugăm un pic de sclipici. Mereu arată bine. Am terminat! Stai să-mi aranjez părul! Wow, arată uimitor! Mă simt atât de frumoasă! Mersi! Nici o problemă! Du-te! Da! Bună, wow. Alex! Gabi! Nu te-am văzut mai devreme? Vrei să mergi la petrecere cu mine? Ah, pare ceva distractiv! Da, de ce nu? Am o întâlnire! Ce bine că nu e nimeni pe aici! Avem nevoie de asta! Hei, sunt aici! Fix la timp! Bagă boticul acolo! Nu te mișca! Uimitor! Cum arăt? Superbă! Mă simt mai bine! Ce regulă stupidă! Nu mai avem nevoie de chestia asta! Fiți atenți, elevi! O să dați test din astea! Urăsc ora de mate! Profesoara e ocupată! Acum e șansa mea! Unde o fi? Matematica e atât de palpitantă! Haide! L-am găsit! Ashley! Da? Ce faci? Eu? Nimic! Sunt cu ochii pe tine! Iu, a fost cât pe ce? Trebuie să fiu rapidă! Nu, nu e ăsta! Aha! Nimeni nu bănuiește nimic! Ashley! Mâinile pe bancă! Gata! Mulțumită! Gata cu prostiile! Wow, e morocănoasă! Dar nu a zis nimic de picioarele mele! Mă bucur că fac yoga! Aproape am ajuns! E dificil! Oh, nu! Iar, Ashley? Continuați! Ok! Cât pe ce? Dar măcar mi-am luat produsul de machiaj! Stai puțin! Penarul ăsta mi-a dat o idee! S-ar putea să meargă! Scoate capacul și creioanele din penar. Pune lipici pe vârful unui creion mic și apoi pune creionul pe capac. Fă la fel cu mai multe creioane. Continuă până când capacul e plin. Apoi bagă-ți fardurile în penar. Alegeți produsele esențiale. Apoi pune la loc capacul. Propriul meu portfard pentru la școală. Și nimeni nu o să știe. Hei, ales un fardur? Am tot ce-mi trebuie aici. Fix ce-mi trebuia pentru un retuș rapid. Super isteț, nu-i așa? Îmi place la nebunie ideea asta! Am fost la cumpărături și mi-am luat cele mai drăguțe farduri de ochi! Sunt atât de invidioasă! Vrei să le vezi? Uite, sunt cele mai tari! Ador culorile! Aș fi vrut să am și eu unele așa! Poți să le folosești și tu! Mersi! Bună ziua, domnule! Fetelor, ați întârziat la oră! Fără farduri? S-a întâmplat ceva, fetelor? Nu, absolut nimic. Ce ai la spate? Doar mâna. Ceva nu e în regulă. Arată-mi. Nu, n-am nimic la spate. Dă-mi ce ai. Bine.
fandurile mele! Ashley, dă-le drumul! Dar sunt ale mele! Oameni buni, ce situație jenantă! Tu, intră în clasă! Scuze! Dă-le drumul, Ashley! Bun, nu-i atent! Ce copil e! Ca să-ți păstrezi în siguranță paleta de farduri de ochi, trebuie să iei o carte. Folosește o foarfecă pentru a face o gaură în carte. Ai grijă să aibă forma paletei tale de farduri. Apoi lipește pătrățelele cu farduri de ochi pe pagină. Uite așa! Pune și niște decorațiuni pentru o notă personală și ca să camuflezi fardurile. Acum ești pregătită să mergi la ore. Stai pe loc! Îmbâte-te! N-ai farduri? Bun, poți intra! Grozav! Adică, ok... Hei! Ești ok? Sunt super! Wow! Știu, îmi mai trebuie o pensulă și acum pot să mă machiez. Cine ar fi crezut că manualele pot fi atât de utile? Arăți uimitor! Vrei să-mi citești cartea? Uitați, am terminat testul! Serios? O să fiți impresionată! Mai vedem noi! Bine, bravo! Foarte normal, mulțumesc! Ce ai pe față? Poftim, nu știu la ce vă referiți! Te-ai machiat? Nu, eu o să plec! Stai, întoarce-te! Nu am farduri! Ciudat, poți să pleci! Mă simt bine! Wow! De ce arată atât de bine? Așa arăt eu în mod natural! Dar știe adevăratul secret! E timpul să derulăm înapoi! E ocupată! Noroc că m-am gândit la asta mai devreme! Ia o gumă de șters și taie un colț cu o foarfecă! Ne trebuie doar o bucățică! Apoi pune lipici pe un bețișor de urechi și apasă guma pe bețișor! Apoi colorează guma cu tuș de ochi! Acoperă total guma! Gata! O fac! O să-mi dau cu guma pe pleoape! Acum și pe celelalte ochi! Perfect! Bine! Bravo! Merit un 10 pentru asta! Unde să mă așez? Banca aia arată bine! Nu! Nu sta acolo! Trebuie să fiu rapidă! La o parte! Mișcă-te, tocilarule! Asta e banca mea! Eu am venit prima! Găsește un alt loc în care să stai! Vorbești serios? Ok, s-o facem! Vino aici! O să-ți o iei! Piatră, foarfecă, hârtie! Start! Ah, da! Da! Am câștigat! Scuze, fraiero! Ashley e îngrozitoare! O să plângi? Asta e banca ideală! Fix lângă dosare! Ia un dosar și decupează-i coperta de pe spate. Pune lipici pe dosar. Aplică-l de sus până jos. Apoi pune dosarul pe lateral și lipește pe el un dosar tăiat. Fă la fel cu mai multe dosare. Apoi lipește în capăt un alt dosar tăiat pe jumătate. A fost o idee grozavă! Stocul meu secret de farduri! Am tot ce-mi trebuie chiar aici! Am avut nevoie doar de un strop de creativitate. Trebuia să stau fix aici. Trebuie să arăt bine la ore și acum arăt! Nu se poate! Cum? Invidioasă? O, nu! Alea sunt farduri? Unde-mi sunt ochelarii? Căutam carioca asta! Credeam că... Nu mai contează! Ador fardul ăsta de ochi! E atât de drăguț! Sunt atât de adormită! Trebuie să-mi pregătesc lucrurile! Hei! Credeam că ești o fantomă! Foarte amuzant! Ești atât de palidă!
Mă rog, sunt prea obosită pentru așa ceva. Poate că ar trebui să o ajut. Trebuie să fie pe aici ceva ce ar putea folosi. Aha, chestia asta o să-i fie utilă. Ah, uită-te la ea. Hei, trezește-te! Ce mai acum? Poți să iei chestia asta. Lipici, wow, ce drăguță ești. Toarnă puțin. Ok, dar știu ce e lipiciul. Ha? Ce se întâmplă? E fond de ten? Ce fel de vrăjitorie e asta? Poftim! Folosește-o pe asta! O să te ajute să arăți mai uman! Ok, dar sunt atât de confuză! Ia o sticlă goală de lipici, curăță-o și scoate-i capacul! Ia-ți fondul de ten preferat și umple sticla de lipici cu el! După ce ai terminat, pune la loc capacul! O rezervă de fond de ten pentru urgențe! Ah, m-am prins! Mersi! Nicio problemă! E mult mai bine! Cum arăt? Grozav! Poftim! Nu-mi vine să cred că e de-abia luni! Uf! Wow! Tipul ăla e super drăguț! Vai de mine, îmi face cu mâna! Hei! Stai, de ce te duci acolo? Ce fraieră sunt! Și problemele continuă să apară! Wow, ce-i aia? Poate a scăpat-o cineva? Eh, ce-am găsit al meu să fie? Oricum nu se uită nimeni în direcția mea. Ce e în ea? Wow, cred că situația se îmbunătățește în sfârșit. Și pentru prima dată văd lucrurile clar. Ia să vedem cum mă tratează oamenii acum. Oare o să mă observe cineva? Wow, pot să te conduc în clasă? Ah, stai la coadă, amice. Of, uite-l cum stă acolo. Nici măcar nu știe că exist. Uite ce deștept e. Îl iubesc atât de mult. Oh, aia e iubita lui. Hey. Și totuși, ce vede la ea? Probabil că multe. Eu nu o să arăt niciodată așa. Bună, scâmpule. Bleh, de ce m-am așezat la mijloc? Măcar sunt aproape de iubirea mea. Păcat că sunt invizibilă. Ah, bună, frumoasă. Asta e pentru dragostea mea. I-o dai tu? A? Lui. Ok. În fine, ce sunt eu, poștașul tău? Oricum, ce scrie pe foaia asta? Oh, pe bune? Nu vreau să-i dau așa ceva. Oh, ce porcărie. Poftim. Ce? Ah, mi-a trimis niște pupici, a? Și eu te pup. De parcă școala nu era destul de grea. Of, m-am săturat să trăiesc așa. Ești atât de frumoasă, nu? Tu ești atât de atrăgător. Epuizant. O să arăt și eu vreodată ca fetele alea superbe? Cu buze mari și seducătoare? Poate o să iau situația în propriile mâini. Poate că părul meu are nevoie de mai mult volum. Oh, rujul e un început bun. Trebuie să mă dau cu mult. Sunt superbă. Acum o să-mi imprim pupicul frumos. Mua! Atât de subțiri sunt buzele mele. Oh! N-am și eu o clipă de liniște. Blea, ruj idiot. Of! Super enervant. Nu mai suport părul ăsta desfăcut. Hei, stai puțin! Poate merge să folosesc chestiile astea pe buze? Trebuie să-mi pun sângele în mișcare! Aha, deja arăt mai bine! Și acum așteptăm! Ok, cred că ajunge! Oh, așa da! Groase și apetisante! Foarte diferite de buzele mele subțiri și penibile! Perfect! Deja mă simt mult mai încrezătoare! Oh, iar voi doi! Nu știu ce e atât de amuzant, dar mă rog. Mua! Se întoarce roata. O? Ce e asta?
Wow, mi-a trimis un pupic! Ne vedem mai târziu, scumpule! Mua! Wow, e nouă? Hei, dă-mi aia! Nu, puiule, pe tine te iubesc! Da, mă bucur mult că în sfârșit am ieșit împreună! Wow, mersi! Vrei să ne sărutăm? Ok! Ce-a fost asta? A venit? Nu pot să cred că am dormit prea mult! De ce nu mi-a sunat alarma? Trebuie să mă grăbesc! Oh, nu! Tenul meu e îngrozitor! Aoleu! Ok, calmează-te! Se rezolvă! Îmi trebuie niște plasturi pentru ochi! Poftim? O să-mi dau cu niște apă rece pe față! Ce rece e! Poftim? Hei, merită să încerc, nu? Pungi de sub ochi, dispăreți! Auci! Încă par abia trezită! E cineva acasă? Se aude suneria? Bine! Nu așteptam pe nimeni! Da? Intră! Ok, urmează-mă! Poți să aștepți aici bine? Simte-te ca acasă! Aoleu, de ce nu merge nimic? Se pare că așa stau lucrurile! Sunt cool ăștia, nu? Cum te-ai intrat aici? Nu m-a văzut încă? Mai am nevoie de câteva minute! Scumpo? De ce ți-e atât de frică, draga mea? Lasă-mă în pace, mamă! Adolescenții din ziua de azi! Ce este? Fața mea, mamă! Am trecut și eu prin asta! Dar știu un truc util! Eu și prietenele mele făceam asta mereu! Ai nevoie doar de un castravete și de o răzătoare! Vezi? După ce l-ai ras pe tot, înmoai o dischetă de machiant în el! 2 jumătăți, una pentru fiecare ochi! După ce s-a umezit bine, pot scăpa de pungile de sub ochi! Ștergeți lacrimile! Poftim? Cred că ai nevoie de chestiile astea, scumpo! Plasturi pentru ochi? Wow! Sunt și reci! Acum ieși din frigiderul ăla! Deja se simt mai bine ochii ăștia! Gata, cred că le-ai ținut destul! Și? Wow! Au revenit la normal! Acum du-te! Scuze că te-am făcut să aștepți! A meritat așteptarea, nu? Wow! Astea miros fantastic! Sper că am făcut destule! O treabă grozavă! Capodopera mea! Da! Arăt răznet! Încheiată sau descheiată? Coapiura asta e beton! Woohoo! Bunico! Ți-am făcut forsecuri, ursulețule! Bunico, mă duc la o petrecere! Poate mai târziu, ok? Scuze! Ce petrecere e asta? Chiar te duci? Îți stă mai bine așa, draga mea! Bunico, ai putea să nu faci asta? Stai să te aranjez eu! Încetează! N-am nevoie de ajutorul tău! Adolescenții ăștia nu au pic de respect! Am muncit din greu în bucătărie și pentru ce? O petrecere? Nu! Și-a uitat geanta! Nu poate să ajungă departe fără asta! Cred că am ajuns unde trebuie! Uite-o! Stai! Geanta ta! Picioarele astea nu mai sunt la fel de rapide ca pe vremuri! Bună! Nepoata mea și-a uitat geanta! Pot să mă duc să-i o dau? Intră doar elevii! Înțeleg, dar e important! Oglindă? Dar pentru ce? Nu pricep! Îți e frică de câteva riduri? Bine atunci, ce prostie!
încercam doar să o ajut. Of! Stai! Pun pariu care farduri aici. Stai să văd. Ce drăcie asta? Arată amenințător. Ia să văd. De fapt, se simte chiar plăcut. Pielea mea devine mult mai fină. Wow, ce aventură! Chiar arăt bine acum. O păstrez pe asta. Ce avem noi aici? Un hanorac? Hei, îmi vine perfect! O mai fi ceva util pe aici? Stai așa! Îmi par cunoscută! Unde te-am mai văzut? Bine, intră! Woohoo! Ursulețule! Poftim! Bunico! Da, ți-ai uitat geanta! Și dacă toți sunt aici, mă gândeam că poate vrei unul. Bunico, ce să fac cu astea? De fapt, astea mă fac populară! Îți amintești de fata aia cu cel mai urât pullover galben? Iu, era groaznic! Scuze, pot să... Poate că nu m-au văzut. Școala poate fi destul de grea, chiar dacă nu trebuie să-ți faci griji dacă te plac oamenii sau nu. Trebuie să mă duc la oră. Nu vreau să întârzi. Aoleu! Poftim! Scuze! Ups! Glumești? Poftim! Uite-te la ăsta! E fleașcă! Mi-ai distrus tricoul preferat! Pare tare rău! O să plec, ok? Îți vine să crezi? E groaznică! O învăț eu minte! Trebuie să-mi fac tema chiar acum, ca să nu uit! O să fie udă learcă! Așa, o să se învețe minte! O să fie grozav! Haide! I-am făcut-o! A fost perfect! Oh, nu! Tema mea e distrusă! Urăsc să fiu nepopulară! Știință! Ești cea mai tare! Chiar te iubesc! Nu te panica! E doar o fată! Ok! Azi e ziua cea mare! Hai că poți! E timpul să fiu curajos și să-i mărturisesc lui Wendy că o iubesc! Inspir adânc! Haide! Wow! Chiar am atins-o! Wendy, nu te supăra! Bună! Te pot ajuta cu ceva? Eu doar... voiam doar să... ți-am adus floarea asta. Poftim? Serios? Mi-ai adus floarea asta? Pe bune? Mersi! Cu plăcere! Am văzut-o și m-a făcut să mă gândesc la tine. Și la faptul că îți place botanica. Ce chestie drăguță! Nu la fel de drăguță ca tine. Stai, ce fac tocinarii ăia? Poftim? Wendy primește trandafir când eu sunt chiar aici? Faza asta e... Nici nu pot. Mă enervează la culme. Stai, ce e pe panoul de știri? Ia să văd. Un serviciu pentru livrat flori? Ar putea fi soluția pentru problema mea. Cât de interesant! Cioc, cioc! Am flori pentru o domnișoară norocoasă din clasa asta! Poftim! Wow! Da, mereu primesc reacția asta! Cineva din clasa asta o să primească toți trandafirii ăștia frumoși! Wow! Sper să fiu eu! O să fie super! Florile astea sunt pentru Wendy! Eu sunt! Ce norocoasă ești! Da, florile astea sunt pentru tine! Du-te să le iei! Ok! Poftim! Mulțumesc!
s-au mai trimis flori până acum? Miroase atât de bine! Sunt atât de parfumate! Mersi mult! Așa e o zi de muncă! Bacșișul, te rog! Stai, ce? Bacșiș? Da, eu sunt curierul! Vezi, am și șapcă! Haide, dă-mi bacșișul! Cu curierul? Dar credeam că-mi dai tu florile astea! Eu doar le duc de la A la B! Cât de jenant! De ce mi se întâmplă mereu asta? Păi, cred că am niște bani pe undeva. Stai să caut. Nu sunt bani, dar poate merg? Poftim, domnule. Stai, glumești? Ce sunt ăștia? Îmi dai nasturi pe post de bacșiș? Îmi pare rău, n-am altceva. E ok, bucură-te de flori. Frate, trebuie să-mi găsesc un job nou. Mă simțeam atât de bine și acum mă simt atât de prost. Nici măcar nu mai vreau florile astea. Of! Trebuia să-ți fi văzut fața. Hei, Mindy? Vrei tu florile astea? Ia-le! Stai! Vrei să-mi dai mie florile tale? Normal. Oh. Acum mă simt ca o nesimțită că am fost atât de rea cu ea. Scuze, Wendy. E ok. Of. A mai văzut cineva asta? Vezi tot felul de ciudățenii la jobul ăsta? Ah, trebuie să dau dovadă de profesionalism. Petrecerea asta o să fie grozavă. Wow, uite ce ținută. Oh, Mindy, ce bine arăți. Oh, clar știi cum să te îmbraci pentru o petrecere. Până și pantofii tăi sunt chic. Ah, stai totuși! Nu poți să intri așa! La petrecerea asta se face o verificare de înălțime, ca la un parc de distracții. Doar că nu vrem să lăsăm să intre niciun copilaș. E pe bune? Haide! O să verificăm dacă ești suficient de înaltă. Stai lipită de zid. Să vedem! E o măsurătoare științifică? Da! Clar ești suficient de înaltă? Intră! Te așteaptă petrecerea! Hei, John! Vorbim mai târziu, da? Bună! Wow! M-ai speriat de moarte! Wow! Cum te-ai furișat! Ia să vedem! Asta e o rochie elegantă! Șosete inedite și Adidas! Crezi că arată bine? Serios? Hei, John! Uită-te la ea! Da, știu! Bine, vino aici ca să te măsor! Ok! Nu ești nici măcar de aproape! Poftim? Dar, petrecerea! Scuze! Trebuie să găsești un alt loc în care să petreci! Poți să faci, te rog, o excepție pentru mine? Ce-ai spus? Cred că nu te-am auzit. Te rog, te rog, te rog! Nu! Gata! Dacă am zis că nu poți intra, atunci nu poți intra. Pleacă de aici! Dacă zici așa, știi, ești cam fricoșătoare. Dispari! Unii oameni! Bine atunci! O să plec! Cât de nedrept! Poate că nici nu voiam să merg la petrecerea aia stupidă! Sunt sigură că e plin de alți oameni răi ca ea! Dar ce o să fac acum? Trebuie să pot face ceva! Hei, stai puțin! Cred că mi-a venit o idee! Da! Sigur o să meargă! O să-mi scot pantofii aici! Și o să încep să-mi rulez șoseta. Apoi o să-mi o scot din picior. Dar o să rulez în continuare. Fac asta până la capăt. Vreau să arate ca o gogoașă. Așa, acum șoseta mea e compactă. O să o pun pe călcâiul pantofului meu. Și apoi o să mă încalț la locul pantofii.
gata! Ia să vedem! Ce diferență! Ce idee grozavă! Șosetele din pantofi mă fac să par mai înaltă! Să mergem! Aș vrea să intru la petrecere, te rog! Iar tu? Ți-am zis să pleci! Stai! Măsoară-mă, te rog! Fie! Dar nu o să fie nicio diferență! Dar... poftim! Vezi? Ai aceeași înălțime ca mai de... Stai! Ești mai înaltă! Nu pricep! Ce se întâmplă? Ce ciudat! Regulile sunt reguli! Pot să intri! Woohoo! Da! Petrecere sosesc! Intră acolo! Nu pricep! Cum te-a crescut atât de repede? Cred că are niște gene grozave! Pe curând, Mindy! Pa! Bună, Mindy! Poți să stau aici? Ai grijă, Tocilaro! Au! Oh, nu! Ochelarii mei! Nu văd fără ei! Unde sunt? Trebuie să fie pe aici, pe undeva! Nu! Nu a sunat prea bine! Sper să nu fi fost ochelarii mei! Ochelarii mei! I-am auzit cum au trosnit! Oh, nu! S-a spart lentila! Ce mă fac? De ce? Pieții mei ochelari! Aoleu! De ce plângi? Uite! Ochelarii mei sunt distruși! Da, văd! E cam nasol! Uneori se mai întâmplă și chestii rele! Da! Dar simt că mi se întâmplă numai mie chestiile rele! Stai puțin! Hei! Cred că mi-a venit o idee! Wendy, o să-ți rezolv problema! Poftim? Dar cum? Mai întâi, avem nevoie de niște tacâmuri din plastic! Și, evident, de un uscător de păr! Dar pe fierbinte, folosește uscătorul de păr ca să încingi plasticul, uite așa! După ce se încălzește, cuțitul devine flexibil! Uite! Nu se rupe! Și după ce se răcește, cuțitul o să-și păstreze forma aia! Apoi ne trebuie un pistol de lipit! O să aplic puțin lipici în vârful cuțitului! Fix aici! Cred că ajunge! Nu uita să faci asta încă o dată! Acum o să lipim vârfurile! Uite așa! După ce se usucă lipiciul, o să devină un singur obiect! Uite! Ți-a făcut niște ochelari din niște cuțite de plastic! Poftim, Wendy! Nu sunt de vedere, dar... nu strică să-i probezi! Bine! O să-i probez! Ce se poate întâmpla? Oh, wow! Nu știu cum, dar mă simt mai bine cu ăștia! Cum arăt? Wow! Știi ceva? Îți stau foarte bine! Ascultă, Wendy! Ce e? E vremea să te ridici ca să trecem la treabă! E timpul pentru o schimbare de look! În primul rând, hainele alea trebuie să dispară! Wow, mult mai bine! Rozul sigur e culoarea ta! Arăt genial! Wow, Mindy, e uimitor! Mă simt ca o altă persoană! E timpul să facem! Mereu am vrut să fac dansul ăsta cu fetele populare! Wow, Wendy, știi toate mișcările și timpii! Am exersat acasă în fața oglinzii! Și poziția de final! Am reușit, Mindy! Am reușit! Am reușit! Scuze! Parcă am luat valul! Ciudat-o! Am spus ceva greșit? Măcar am ochelari ăștia cool! Arată grozav! Ador nuanța asta! Arată atât de natural! Trebuie să mă asigur că machiajul meu e impecabil! Stai! Ce e?
Vai de mine! Ai Wendy? Arată ca un cadavru! E nasol! Te simți bine? Să chem salvarea? Sau un medic legist? N-am mai văzut niciodată nuanța aia de piele pe un om viu! Neața, Mindy! Mă bucur să te văd! Da! Te rog să nu-mi sugi sângele! Am zis neața? S-a întâmplat ceva? Glumești, Wendy? Uită-te la tine! Dar să fii pregătită! Te-am avertizat! Și să nu spargi oglinda! Oh, nu! Ce are pielea mea? Ai dreptate! Pielea mea e atât de palidă! Uită-te la ea! Am fost mereu atât de palidă și... n-am observat niciodată? Da, din păcate! Asta e viața! Nu toată lumea e binecuvântată cu o nuanță grozavă de ten! Dar ai noroc! Pentru că te pot ajuta! Știu ce trebuie să fac! O să vezi! O să te fac să arăți uimitor! Am nevoie de ustensilele mele! Cred că am pregătit tot ce-mi trebuie! Am nevoie de uleiul ăsta pentru bebeluș și de fardul ăsta. Și apoi o să am nevoie de bețișorul ăsta. Mai întâi trebuie să răzuiesc niște fard cu bețișorul. Vreau să-l transform într-o pudră. E timpul pentru următorul pas. E timpul ca uleiul pentru bebeluș să-și facă treaba. Trebuie să-i scoatem capacul uleiului. Și acum ne trebuie iar pudra. O să folosesc bețișorul ca să iau niște pudră. Și apoi o să bag pudra în ulei. Ia uite! O să pun capacul la loc. Mă asigur că e strâns bine. Acum e timpul să agităm sticla. Uite! Uleiul pentru bebeluș și-a schimbat culoarea. Ce frumos arată! Hei, Wendy! Ia uite ce am! Ești impresionată! Sticluța asta mică este soluția. Remediul pentru problema ta. O să te ajute cu pielea ta palidă. Poftim! Ești sigură că o să meargă? Ai încredere în mine! Dă-te puțin pe piele și o să arăți grozav! Presupun că aș putea să încerc! Haide! O să încep cu o cantitate mică! O să-mi torn în palmă! Ups! Nu prea mult! Ok! Presupun că următorul pas e să... îl testez efectiv! Of! Încercarea moarte n-are. Ce-am de pierdut? O să mi-l aplic pe obraj. Wow! Tenul meu e atât de catifelat! Și apoi și pe mână. Stai așa! Să nu uit că am două mâini. Ar fi putut fi jenant. O să mă dau peste tot. Wow! Nu pot să cred! Chiar funcționează! Deja nu mai sunt atât de palidă! Pare că am o strălucire tinerească! E super! Aveai dreptate, Mindy! M-a ajutat enorm! Radiezi! Ochii mei! Pielea mea e atât de strălucitoare! O ador! A venit vremea educației! Au! Vai de mine! Zici că e chiar soarele în clasa mea? Am nevoie de ochelarii mei de soare! Ce naiba sunt toate astea? Ia uite ce cutie chic! E incredibilă! Cine ar lăsa toate astea aici? A pierdut cineva ăsta? Interiorul e și mai tare! Oare fi mărimea mea? La fix! Sticla asta e lipită sau ce? Desfă-te odată, doamne! Am reușit! Cred că toată agitația aia a generat o explozie! M-ai făcut fleașcă, Lana! Și simt niște furnicături! Mi-a văzut cineva picioarele?
Lana? Era doar cola, jur! Drăguțe, notătoarea ai acolo? Oh, cred că pic! Of, s-au cam strâns vasele, nu? Eh, cineva trebuie să le spele. Dar nu voi uda hainele și abia mă machiasem. Se pare că sunt oficial impermeabilă. Să curgă apa! Alertă de stropire din lingură! Nu mă așteptam la asta! Acum fața mea e fleașcă! Exact ce încercam să evit! Se întâmplă! Da, înnotătoarele astea idiote au reapărut! Trebuia să fi băut și o a doua cafea. Destul pe ziua de azi. Ce se mai întâmplă în feed-ul meu? Ce-i asta? Pauză de nani? Ridică-ți fundul ăla leneș de pe bancă. Of! 20 de fandări. Două. Străduiește-te mai tare. Aia nu-i transpirație, nu? Orice, dar nu transpirație! Mai stai 5 secunde! O simt! Picătura de transpirație apare! Nu-i de bine! Se pare că antrenamentul s-a terminat, nu? Sirena? Măcar s-a terminat tortura! Ești bine, antrenorule? Parnițel palid! Să chem asistenta? Deci, da! Abia aștept să-mi afișez noua bluză! N-aș vrea să o acopăr cu o haină! N-am nevoie de geacă azi! Ia uite ce zi superbă! Hei! Unde a dispărut soarele? Nu sunt nori de ploaie, nu-i așa? Glumești! Oare a văzut cineva asta? Ah, acum soarele vrea să iasă? Oare mă pot târî până la petrecere? Lana! Ha? Bella! Mă poți duce la petrecere? Sirenele rețin multă apă? Spatele meu! Ne mișcăm și noi? Și ridică! Mă dau bătută! Știu! Nimic mai bun ca o roabă! Opa sus! Stai comod? Hai, hai, o să-mi târzi! Păzea, sosește sirena! Ador cântecul ăsta! Interesantă ținută! Ce? Fă o poză, durează mai mult! Păi, să petrecem, fetelor! N-are rost să evit băile! Deja mă obișnuiesc cu treaba asta cu sirena, în plus băile mă calmează mereu! Oh, da, e grozav! Mă simt super relaxat acum! Mă bucur să vă revăd, înotătoarelor! Sunt chiar drăguțe! Frate! Bella! Revin într-o oră! Haide! Îmi distrugi baia relaxantă! Of, bine că am un bazin puternic! Haide! Mă mișc cât de repede pot! Trebuie să-mi usuc înotătoarele! Cred că merge așa! Stai puțin, da? Haide! Să grăbim, nițel, procesul! N-o să mai fac duș niciodată! Aproape gata!
au revenit! Și ne-am ridicat! Ok, Lana! Ce blochează ușa? Ah! Lana? Trezirea, dragă! Ah, e rândul meu la duș acum? Trebuia să-i fi văzut fața lui Kevin! Mulțumesc, domnule! Oricum, ziceam că... Ai grijă, Bella! Nu-i de bine! Nu se poate întâmpla asta! Da, se întâmplă! Îți place sutienul meu? Bella? Aia e! Înnoatătoarele au apărut din nou! Măcar stăm jos, nu? Mersi! Peștele dumneavoastră, domnișoară! Ah! Ăla e amicul meu drag din mare! E doar pește, Bella! Îți comandăm altceva! Ce lunatic ar mânca pește! Voi l-ați comandat? Fructele de mare au fost o idee proastă! O să am coșmaruri săptămâni întregi! Ce? Pantalonii mi s-au uscat în sfârșit! Ce durează așa mult să vină mâncarea? Unde e chelnerul nostru? Suntem aici de o oră! Peștele meu ar fi trebuit să fie aici deja! Nu sunt plătit destul pentru asta! O zi bună! Ce ciudat! Vai, Betty chiar se chinuie! Pot să cânt eu strofa următoare? Aha! Ăsta o fi pornit? Sună ca o pisică pe moarte! Îmi sângerează urechile deja? Zici că ne pedepsește! Nu mai suport! E cumplit! O să-mi cadă urechile! Cine m-a udat? Wow! Fix în mijlocul cântecului meu! Bella, nu! Stai! Chiar sună bine! Oh, super bine! Îi priește să fie sirenă? Vezi? N-a fost așa rău că te-am udat! Ce-i asta? E inelul pe care l-am găsit! E o sirenă acolo? Pare așa tristă! Cred că zilele mele de sirenă s-au terminat! A fost mișto cât a durat! Domnișoară, îți mai cauți inelul albastru? Cred că l-am găsit eu! Oh, inelul meu! Nu-ți pot mulțumi de ajuns! Pa, pa! Wow! Nu te-am văzut? Sunt pregătită pentru înotătoare, e ok? Să aduc roaba? Nu! Sunt 100% om iar! Ah! Chiar era necesar? Crezi că te-ai descurcat dacă ai fi sirenă? E mult mai greu decât pare, întreabă pe Bella! Arată-le acest clip prietenelor tale dacă le place niște umor subacvatic! Ai dat deja click pe astea? Uită-te și abonează-te la canalul nostru de YouTube! Ești pregătită să intrăm? Wow, uită-te la mine! Sunt atât de portocalie! Trebuie să încerci asta! Nu, nu vreau, nu mă împinge! Mergem! Uite, vezi, ce distractiv! Facem o provocare! O să fie grozavă! Bun! Ala bala portocala! Se pare că eu o să fiu prima! Wow! E o băutură portocalie, cred! O să gust! Cred că... nu e o băutură! Wow, ce ciudat! O să văd și eu ce-am primit! Hei! Am primit una roz! Cu steluță în interior! E la fel, totuși. Nu pot să o beau.
Eh, ce trist! Stai, ia uite! Uite, uite, uite! E ca mierea înghețată! Wow! Trebuie să încerc și pe-a mea! Oh, uite cum iese! O să o mănânc! Mmm, e super delicioasă! Bine, e timpul să gust și pe-a mea! Wow! E atât de gustoasă! Oh, oh, trebuie să... trebuie să strănut! Apciu! Îți bați joc de mine? Aoleu, scuze! Piatră, foarfecă, hârtie, ca să vedem cine începe? Da, am câștigat! Oh, uite-te la fructul ăsta! E așa roz și frumos! Pun pariu că e delicios! Să folosesc foarfeca pentru fructul ăsta? Nu! Am nevoie de cuțitul ăsta, cred! Stai, nu! Tot nu e bine! Fierăstrăul e soluția! Da, îl taie bine! Wow, wow, wow! E atât de frumos în interior! Trebuie să mă uit mai atent, cred! E timpul să scot semințele astea de aici! N-ar trebui să-mi ia prea mult cu penseta asta, nu-i așa? Așa, am scos una! Și încă una! Ok, cred că ajung! Acum am luat ghiveciul ăsta cu pământ! Le-am strâns, deci acum pot să le sădesc în pământ! Să nu uit să le ud! Tu chiar pierzi o grămadă de timp cu treaba asta! Știi ceva? O să văd ce-am primit și eu! Ce naiba e asta? Ah, miroase grozav, ca o portocală! Mmm, este o portocală, cu un înveliș dulce! Ha? Ce-i cu lumina aia? Ghiveciul! Ghiveciul meu cu semințe strălucește! Ah, scapă de sub control! Nu, oprește-te! Oh, nu, te-am văluit! Arăți așa comic! Trebuia doar să mănânci fructul! Ah! Stai! Vreau să fiu eu prima! Wow! E o coadă de sirenă! Mmm, pumpariucă e delicioasă! Ok, sunt gata! O să gust! Wow! E nemaipomenită! Stai puțin! Mă simt ciudat! Ce naiba? Unde s-a dus? A dispărut! Eh, cred că-mi ridic și eu capacul! Oh, am și eu o coadă de sirenă! O să mă facă și pe mine să dispar? Știi ceva? Nici gând! Nu o să risc! Adică, unde s-a dus totuși? Gata, trebuie să o găsesc! Sunt îngrijorată! Oare ea o fi pe canapea? Ah, nu, e un tip! Hei, e vreuna dintre voi roz? Ah, nu, roșie și albastră! Au! Ups, scuze, drăguț TikTok! Doamne, n-am găsit-o nicăieri! Ok, gata! Se pare că trebuie să gust coada de sirenă! Trebuie să fiu curajoasă! O să o ling puțin! Mmm, măcar e delicioasă! Oh, nu, simt! Se întâmplă ceva! Vai! Hei, sunt pe o plajă! Și am o cola! Ah, o coadă! E o coadă de sirenă! Sunt o sirenă acum! Ah, bună! Ai ajuns aici în sfârșit! În cinstea faptului că suntem sirene frumoase! Ești gata? O să-l ridic pe-al meu acum! Oh, gumă roz! Da! Ador guma! Sunt super încântată! E și așa drăguță! Bun, e timpul să o desfac și să o mestec! O fac! Mmm, e așa suculentă și fructată! Palpitant! Ia să vedem ce am eu! Ah, o farfurie plină cu jelly beans! Oh, și un spinner! Stai să o gust pe asta verde! Mmm, picantă! Hmm, ce să fac cu spinnerul ăsta? S-a oprit pe cea roșie! Ah, iar deiul Carolina Reaper! Vai, o să fie atât de iute! Sunt entuziasmată! Ok, calmează-te! Am luat-o pe cea roșie! Sunt pregătită să o fac? Sunt! Acum! Mmm, e bună! Stai puțin! Oh, iute! Iute! E prea picantă! Am luat foc! Am flăcări în gură! Uite ce balonuri așa am făcut! Balonul meu a fost spart de foc! Fiu! Wow! Ah, ai gumă pe față! Scuze!
Am gumă peste tot! Of! Hei, ce chestie aia de acolo? Da, acum e șansa mea să încep eu prima! Hei, am primit o acadea cool! Are o față amuzantă! Blă! Bun, stai să o desfac! Wow, acadeaua asta arată grozav! E roz și dungată! Delicioasă! O ador! E cea mai tare! Arată super! O să văd ce-am primit și eu! Wow! Am primit și eu o acadea! Arată ca un ochi! E cam înfricoșătoare și o ador! Stai! Mi-a venit o idee bună! Acum am un ochi portocaliu! Hei, ia uite! Am un ochi înspăimântător! Ochiul tău! E groaznic! Ce ne facem? Ai nevoie de un doctor! Ta-da! Glumeam! Nu e ochiul meu adevărat! Nu pot să cred că m-ai păcălit! Hei, scuze că te-am păcălit! Vrei să cuși chestia asta? Bine, te iert! Ok, stai să-ți gust ochiul! E așa de bun! Chiar mai bun decât acadeaua mea! Oh, wow! Mă bucur că ți-a plăcut! Aoleu! Sper că nu o să se uite într-o oglindă prea curând! Deschide-l pe al tău mai întâi! Wow! Ce sunt astea? Poate că o să-l deschid și pe al meu! Am și eu la fel! Cred că sunt biluțe din vată de zahăr! Stai! N-o mânca încă! Mai avem un cloș de ridicat! E doar o farfurie cu apă, cred! Eu o să revin la gustatul ei! Trebuie să fie un motiv pentru farfuria asta, totuși! Ok, o să pun chestia asta pe farfurie! Wow! Vata de zahăr s-a topit! Și uite ce-a rămas! E o mică minge din jeleu! O să mușc! E așa gumată și bună! Are o aromă de portocale! Am și eu așa ceva în ale mele? O să le pun pe farfurie și o să văd! Așa! Se dizolvă în apă! A mers la fel ca la tine! Și acum am și eu jeleuri! Le ador! Sunt delicioase! Stai! Ce naiba? Ți le-ai făcut pe toate? Vreau eu toate jeleurile alea! Știu ce să fac! O să apăs butonul ăsta de pauză de pe telecomanda asta! Da! Am mers și a oprit-o! Acum e șansa mea să iau jeleurile! O fac! Avea dreptate! Au o aromă de portocale! O să le mănânc pe toate! Au fost multe jeleuri! Sunt plină! Încă e blocată! Trebuie să o deblochez! Hei! Ce naiba? Unde sunt jeleurile mele? Tu mi-ai mâncat jeleurile? Stai! Vino înapoi! La naiba! Încă mă urmărește! Trebuie să mă ascund undeva și să scap de ea! Nu, aici nu merge! Trebuie să fie un loc mai bun de atât! Nu știu dacă o să mă ascundă bine canapeaua asta! Ce mă fac? Oh, nu! Vine! Unde naiba s-a dus? În șifonier? Se ascunde acolo? Nu? Ok, ok! Dar după canapea? Păi, atunci după draperie? Dacă nu acolo, atunci unde e? Ai vrea să te transformi într-o sirenă? Spune-ne în comentarii! Și nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru de YouTube! Of, urăsc să spăl podelele! Curăță-te mai repede, podea stupidă! Mă întreb cum o fi să fie așa de fermecătoare. Cu o astfel de rochie aș putea dansa la nesfârșit. Aș putea face chiar și mișcări grozave ca asta. Sunt în priză! Of! Ce? De unde a apărut prosopul ăsta? Tu nu trebuia să faci curat? Ai dreptate, scuze! David e chiar acolo! E așa drăguț! Se uită spre mine! Fii calmă, Jennifer!
O, doamne, o, doamne! Se întâmplă asta pe bune? Chiar se întâmplă! Dansez cu David! Mă bucur că știu să dansez așa! Oh, a fost așa priceput la ridicarea aia! E chiar un partener bun! N-aș fi ghicit! E timpul să aprindem puțin dansul ăsta! Ii, mă lasă pe spate! Cel mai tare moment al vieții mele! Acum să-l pecetluim cu un sărut! Wow! Sărutul ăsta e cam agitat! Stai! Unde e David? Despre ce vorbești? N-ar trebui să dormi! Ar trebui să te ocupi de Rufe! Dar, ce s-a întâmplat cu David? Și dansul? Sărutul? Viața reală e mult mai rea decât dansul din vis! Nu-i corect! Hei, ce e cu afișul ăsta? O, doamne, un concurs de dans? Sunt așa entuziasmată! Trebuie să mă pregătesc! La ce te holbezi? Un concurs de dans, a? Da, îmi place! Poftim, iam telefonul! Haide, filmează-mă! Ok, cred că pot! E timpul să dau lovitura cu mișcările mele de dans! Hei, cine a pus chestia aia acolo? Îmi strică dansul! Și acum, marele final! Sper că mi-ai prins toate mișcările, Jennifer! Da, ok! Arată destul de bine! Hei, Annie! Mă filmezi tu acum? Vrei să te filmezi eu pe tine? Nici gând! Ah, bună, David! Bună, Annie! O să o filmez pe Jennifer? Oh, da! Își pregătea telefonul! Bine, Jen! Dă-mi ca să te filmez! Să terminăm cu asta! E plictisitor, sunt deja... Ce? Ce naiba? Mersi că m-ai înregistrat, Annie! A fost prea bine! Nu pot să o las să trimit asta! Upsi! Ți-am scăpat telefonul! Îmi pare așa rău, Jen! Efectiv, mi-a alunecat printre degete! Ah! Iau, sonăria! Trebuie să mă duc la oră! Pe curând, cred! Of, sper că nu mi s-a distrus telefonul! Nu! Ecranul e tot spart! La naiba! Ziua asta e total distrus acum! Ah, iubesc cântecul ăsta așa de mult! Pot să cânt și mai tare cu uscătorul pornit! Știi ceva? Se cere și un dans! Da, uite așa! Exact! Sunt... Ah, Annie! Nu te-am văzut! De ce te bâțâi pe aici în halat? Ai zis că-mi calci hainele, deci bagă mare! Sunt sigură că te descurci cu ceva așa de simplu! Of! Annie, e îngrozitoare uneori! Și apoi fac mișcarea asta! Ia, aproape că întârziasem la concursul de dans! N-am avut timp să mă schimb! Trebuie să o fac chiar acum! Ce bine că m-a dus capul să iau frumusețea asta! Nu! Ce? De unde au apărut toate găurile astea? Vai, Jen, ce-a pățit rochia ta? Cum a ajuns forfeca asta aici? La naiba! E nasol de tine, dar pentru mine a fost o decizie isteață să-i distrug rochia. Bun, încep! E timpul să câștig un premiu și să devin faimoasă! Ce mă fac? Stai! Poate că forfeca va salva totul! Ok, Jen, dansează până nu mai poți!
Și acum e timpul să-mi afișez noua ținută! Ce? Cum de are gen tot norocul? Fix când cred că am terminat, le voi arăta și asta! Oh, Doamne! Toți oamenii ăia mă aplaudă! Nu pot să cred! Cum de s-a descurcat gen atât de bine? Oh, îmi place piesa asta azi! E timpul să dansez pentru că mă simt așa bine! Ce? Aia e gen? Wow! Ia uite cum dansează! E incredibilă! O să o invit în... Au! Fața mea și mândria mea! Oh, nu! David, ești bine? Știi ce zi azi? Dar cum te cheamă? Te-am văzut dansând! Ai fost minunată! Nu puteam să-mi iau ochii de la tine! Jen, îmi acorzi dansul ăsta? Care e stilul tău preferat de dans? Spune-ne în comentarii și nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru mai multe clipuri grozave ca acesta!